dragă YouTube, bună ziua! Vreau să vă spun că în urma a ce am văzut astăzi, m-am gândit serios să o dau în judecată pe Lenuța Gheorghiță. Dacă o să o fac, nu o să o fac, nu știu, mă mai gândesc. Mă mai sfătuiesc cu echipa. Dar poate o dau în judecată. Că m-au făcut cam în tot felul, dar vedeți în acest stream cum au vorbit dumnea ei cu mine. Puteți să vedeți în streamurile noastre precedente cum am vorbit eu cu dumnea ei, că da. Bine, dați un subscribe aici pe YouTube și vă așteptăm pe Twitch să discutăm, pentru că aici e mult mai interesant. Hey, hey you, it's just dam di dam dim da din dam dam, hey, hey you. Bun, o să începem astăzi. M-am întâlnit cu Natalia Morari. Cum vi se pare acest început? În forță? Deci m-am întâlnit cu Natalia Morari. Cum mai exact? Vă spun exact, pe pași vă spun. Vă spun pe pași. Am fost ieri într-un local să mănânc cu domnița Ana și noi ne-am mai întâlnit cu Natalia Morari în acel local. Adică ne-am mai întâlnit, ne-am mai interesat, ne-am mai văzut în acel local. Dar na, pe atunci eu nu discutasem nimic despre dumnea ei, nu mă interesa subiectul absolut deloc. Doar pe urmă am început să devin fan. Și na, poate vede și dumnea ei asta acum, dar v-am mai spus mai de mult. Eu când văd pe cineva pe stradă despre care am mai discutat sau acțiunile cărora le-am mai discutat, încep să zâmbesc și zâmbesc tâmp. Am un... am un salut. Și am văzut-o, mi s-a pornit zâmbetul instant și m-am salutat cu dumnea ei. Dumnea ei mult mai supărată, dar mi se pare că s-a salutat și dumnea ei cu mine. Așa cu un... Mi se pare că pe acele buze au fost ori du-te-n... Așa? Ori au spus salut și s-au întors. Era cu cineva, dar nu mai spun nimic detalii. În orice caz asta, m-a amuzat teribil și vorbeam cu domnița Ana. Zic, băi, să mă duc acum la dumnea ei și să întreb, Natalia, de ce nu mă iei în seamă? Eu atâta vorbesc pe stream despre tine, dar tu nu mi-o oferi măcar o strop de credit. Dar m-a oprit domnița Ana, mi-a spus, liniștește-te, Cătălin, și nu m-am mai apropiat, dar în orice caz m-am amuzat copios. Așa, avem rubrica noastră de care ne-a fost atât de dor. Oprim falsurile împreună cu voi, oprim falsurile. Tararam. Așa. Apropo, fake-ul Morari. Mă scuzați un pic. Fake-ul Morari care nu intră neapărat, dar... dar foarte bine mi-ai adus aminte. Stai un pic. Da. Da, asta am vrut. Am vrut și asta să vă arăt. Dumitru Alaiba. Nu-l urmăresc. Băi, trebuie să dau follow la toți miniștri. Că eu îmi mai trimite Radu. Că Radu îi urmărește pe miniștri și îmi mai dă șnii. Dar în orice caz, o nouă zi, ne scrie domnul Alaiba. Un nou fals, aceleași surse. Domnul Alaiba, care am văzut că zilele astea au avut nunta. Și dacă nu greșesc, cea de-a doua nuntă. Domnul Alaiba. Ce se întâmplă? Sfiți sănătos, casă de piatră. Natalia Morari a coborât în ultimii câțiva ani tot mai jos și mai jos. A ajuns să lanseze falsuri de calibrul Bogdat. Hai că și domnul Alaiba. Dar bun, era după nuntă, îl înțelegem. Bogdat Țârdea. Poate intenționat. Azi văd că promovează un fals despre un investitor important al nostru, compania Sumitomo. O companie din sectorul automotive pe care o știu bine, pe care am vizitat-o nu de o singură dată. Am vorbit chiar acum cu reprezentanții companiei. Creează 3,5 mii locuri de muncă la Orhei. Prima minciună a Nataliei Sumitomo. Prima minciună că Sumitomo ar pleca din țară. Este cea mai adevărată minciună. Cea mai adevărată minciună. Este inventată pe loc gol. Am discutat chiar acum cu conducerea companiei. Nu există niciun motiv, oricât de distant, ca acest subiect să aibă vreo substanță. Făcătură, falsificare, minciună. A doua minciună lansată fără nicio probă este faptul că această companie ar fi primit o amendă de 268 de milioane de lei, ca și mai sus 0
zero dovezi, zero surse citate, zero restanțe. E adevărat. Compania are o istorie veche de peste 5 ani cu Consiliul Concurenței, inițiată încă de guvernele oligarhilor. Această investigație a ajuns în judecată. Următoarea ședință este în octombrie. La ședință a fost invitat Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizare. Vom reprezenta acolo interesele economiei și investitorilor. Oamenii se schimbă, când poate și era jurnalistă credibilă, cândva poate și era jurnalistă credibilă în fața comunității. Bun, dar da, nu mai este pentru nimeni un loc de dubiu că Natalia Morari, pe care am întâlnit-o zilele astea la un restaurant, da, e, adică da, aruncă falsuri, pentru că m-am convins și eu, pentru că vorbi despre lucruri pe care le știu în mod direct. Și atunci sunt convins, știu că aruncă falsuri în spațiu public. Bun! La 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 la! Stop fals, da? Așa, pagina Stop EU Moldova. Dacă n-ați înțeles, există o asemenea pagină. Nu există. Păi tu dat report ceva? Sau a fost șters? I-a dat report ceva? În orice caz, falsuri și manipulări concertate, așa cum și noi, cum a spus doamna Natalia Morari, cum am concertat și noi împotriva dumnea ei când și-a anunțat candidatura. Concertat am făcut tot. Falsuri și manipulări concertate pe o pagină de Facebook, un canal de Telegram și unul TikTok create recent. Dar la ei n-am niciun dubiu că e concertat. A spus, da, băi, Cătălin, adică la dânsii concertat, dar la voi nu? Da, exact asta. Potrivit creatorilor paginilor, conținutul Stop EU este îndreptat împotriva ideii de aderare a Republicii Moldova. Moldovenii sunt nimeni în UE. UE înseamnă prețuri mari la gaze, proteste ale agricultorilor, lipsa locurilor de muncă LGBT. Păi să o luăm pe rând, chiar să o luăm. Sunt nimeni în UE. Moldovenii sunt nimeni în UE. Ok, asta nici nu discut, că nici nu știu cum să o discut. Ce înseamnă asta? Sunt nimeni în UE. Dar unde suntem ceva? Suntem moldoveni, atâta tot. UE înseamnă prețuri mari la gaze, așa, ok. Dar nu și la noi însemna, dar nu cu asta vă jăluiți că asta de fapt e la noi problema, că noi înseamnă prețuri mari la gaze, nu că la noi sunt prețuri mari și în toată Europa, de fapt, Europa gestionează mult mai bine, dar la noi sunt prețuri mari la gaze. Măi, cum să contrazic în asta, repet, asta e dovada faptului că această propagandă e o minciună, adică e o propagandă de multe ori nefondată pe nimic real. E ca când tu spui UE înseamnă prețuri mari la gaze, dar nu până nu spunei că UE e ok, dar la noi, sau Natalia Morari, nu spune că UE, da, ok, dar la noi e gestionarea de oaia. Cum adică? Proteste ale agricultorilor, ceea ce avem și noi fără UE, adică da, se întâmplă să avem proteste și e ok. Mi se pare, băi, apropo de asta cu protestele, când am fost acum în Europa să o vizităm, proteste peste proteste și e foarte bine să iasă oameni la proteste. E foarte bine să protestăm și e foarte bine și acest canal are și această parte civică de a protesta împotriva ceva. Eu protestez împotriva prostiei sau protestez împotriva acestor fake-uri. Da, e foarte ok să protestăm. Și m-am bucurat că în Europa unde am fost noi am văzut multe proteste. Lipsa locurilor de muncă. Aici trebuie să poți spui așa. Lipsa locurilor. În Uniunea Europeană nu lucrează oameni. Toți fac bani de lucru nimeni. LGBT. E asta, nu mai discutăm. Pentru intrare vom plăti cu identitatea noastră. Băi, nu știu câți dintre voi ați fost în țări europene, dar putem fi de acord că știm cu toții clișee de italieni, clișee de georgieni, clișee de nemți, clișee de elvețieni. Le știm cu toții, nu? E foarte ciudat că ei ne spun că să ne iei identitatea noastră, când noi avem clișeele a multor națiuni, ceea ce înseamnă practic că ei își păstrează și mai mult își valorifică identitatea. Deci această minciună permanent băgată, așa, vom pierde tradițiile, identitatea, e o minciună grosolană, având în vedere că noi știm exact, când spui italian, tu înțelegi că e aceea pizza, mangiare, multo parmezano. Nu le-au interzis nimic parmezano, nu le-au interzis nimic pizza, ba din contră, auzi că băi, aveți pizza? Go for it, țara pizzei, băgăm aici, să deți șubota, facem magnete din șubotă și așa mai departe. Deci tot s-o promovat, s-o amplificat punctele forte din contra, adică s-o menținut un accent, s-o comercializat tradițiile, valorile lor și deci mi se pare că a făcut chiar o treabă bună Uniunea Europeană în sensul ăsta. Se arată în descriere cele două pagini. Asta e în descriere chiar. Dar nu, râdiți că sunt 2069 de subscriberi. Apropo, pe această cale vă îndemn, oameni buni, eu sunt abonat și mai vin, e că acum au apărut niște fake-uri noi pe Stop Fals, despre care o discutăm data viitoare, dar dacă pe Telegram le dați un subscribe Stop Fals aici,
dați-le un subscribe și fiți la curent. Pentru că de multe ori vă întâlniți cu oameni care vă aruncă falsuri în discuții de zi cu zi, că eu m-am prins la asta. Și pentru că odată am știut, am citit de pe stop fals înainte, știam deja ce-mi spune omul și am știut să-l combat în argumente. Bun, hai să dăm niște falsuri. Uniunea Europeană nu are nevoie de vinul nostru, când noi practic facem, adică exportăm vinificatorii din Moldova și varsă produsele în canalizare. Uniunea Europeană nu are nevoie de vinul nostru. Acest mesaj este transmis în numeroase postări aici, sugerându-se că integrarea europeană va afecta vinificatorii, fără să prezinte dovezi că cineva într-adevăr aruncă vinul și că vreun... Asta da, tot. Asta e Andrei Ioniță type discurs. Este cineva care își varsă în canalizație. Îți închipui? Într-adevăr, un vinificator în depresie, care nu a putut să-și vândă vinul, stă la un colț de bar parizian și varsă ginul, un bacar, ginul meu. Gata. Vinificatorii își varsă vinurile în canalizație. Fix în canalizare. Da, deși este un fals care a fost dezmințit periodic. Vinificatorii moldoveni își varsă vinul. Nu cred că a fost un fals care chiar sună așa și el a trebuit dezmințit. Sperători despre UE. Băi, nici măcar nu sunt originali, băi, nici măcar nu sunt originali. Ultimele date statistice publicate în Ministerul Dezvoltării Economiei arată că în 2023 aproape jumătate din exportul de vinuri din Moldova, 45%, a ajuns în țările europene, 26% în CSI și 24% în alte state. Da, super. Moldova este obligată să participe la acțiunile militare NATO. Despre militare NATO am mai discutat. NATO introduce activ trupe în țara noastră. Aprobat asta tot, despre NATO am mai citit, așa e? Moldova fără grădinițe. 75% din grădinițele din țară s-au închis. Dar uite ce e bună asta. Într-o postare din 22 iulie, oamenii sunt întrebați: și copiii trebuie să sufere din cauza lui, din cauza lui Sandu? Iar într-un infografic alăturat se arată cu litere mari mesajul: Moldova fără grădinițe. 75% din grădinițele din țară s-au închis. Doar în partea de jos, cu litere mai mici, se menționează că s-au închis în timpul verii, pe o perioadă de 15-40 de... Măi, dacă n-au, adică nu poți spui că sunt informații. Vezi că asta e faza. Despre propaganda asta nu poți spui că sunt informații. Sunt chestii evident rău intenționate. Pentru că dacă ar fi curate și cu bune intenții ca să deschidă ochii oamenilor, ar scrie cu litere mari: 75% din grădinițele din țară s-au închis pe o perioadă de 15-40 zile. Asta vă spun, nu subestimați puterea propagandei și nu subestimați faptul că și voi sunteți afectați de propagandă. Și când spuneți: da măi, da, vezi că totuși e dezamăgit țara asta, nu subestimați că ați fost afectat de propagandă, pentru că așa lucrează. Lucrează mârșav. Și ăsta e scopul. Mesajul face parte din rațiune veche prin care președintei Maia Sandu este atribuită responsabilitatea pentru reducerea numărului de școli și grădinițe. Acest fals a fost dezmințit de stop fals aici. Sărmanii stop fals, dragă stop fals. Toată dragostea. Repet, dați-le un subscribe, un follow pe Telegram și așa mai departe. Chiar eu, uitați, aici, unu. Unu, aici. Măi, sărmanii oameni, aici. Vă închipuiți cu oamenii ăștia, inclusiv de la stop fals, ar putea să se ocupe cu lucruri mai practice pe care, haide băi, să facem ceva la țara asta. Nu băi, trebuie să dezmintă și o dă-ți. Un acord de cooperare UNICEF, Ministerul Justiției, prezentat de pledoarie pentru LGBT. Doamne ajută din punctul meu de vedere. Într-o postare din 7 iulie se anunță că Ministerul Justiției și UNICEF Moldova, cei care fac lobby pentru justiția juvenilă și căsătoriile între persoane de același sex, au semnat un acord de cooperare. Scopul final este de a stabili copiii în familii fără copii. A se citi homosexuale? Ha? Nu am înțeles. Cele două entități au semnat într-adevăr un acord de cooperare, dar nu în ianuarie 2024, ci în luna mai 2024. Iar obiectul acordului este îmbunătățirea serviciilor destinate copiii victime sau martori a infracțiunilor, copiilor din detenție și celor în conflict cu legea. Fără nicio referire la dreptul minorităților sexuale. Băi, acești... Băi, și noi nu verificăm mai umăsă. Noi n-am verificat. Noi nu ne-am interesa. Să aud această știre, aș spune, băi, clar că e un fake, dar e pornit ceva din... și nu au fixat un scop în documentul instituției. O informație ordinară referitoare la activitățile din domeniul protecției copiilor a fost prezentată astfel distorsionat ca să se încadreze în narațiunea de dezinformare potrivit căreia UE și actuala guvernare compromit viitorul copiilor prin distrugerea valorilor tradiționale. Da, da. Iar ultimul articol scris de stop fals la... poate fi citit aici. Bun, politicieni și surse afiliate lui Șor conectate la campania de dezinformare. Da, asta știm. Viorica Zaharia, te pupăm pe această cale. Bun, stop fals, te pupăm.
Și tot stop fals sau nu știu, pot să vă arunc link-ul. Au, noi am discutat data trecută despre, despre această știre. Un transgender luptă cu femei la Jocurile Olimpice de la Paris. Ion Chicu. Ion Chicu. Votați-l pe Ion Chicu. Aici este Ion Chicu. Pe care, da, l-am citit noi data trecută, am discutat pe larg acest subiect. În realitate nu există nicio concurentă transgender la Jocurile Olimpice. Da. Da. Deci da, informați-vă din surse sigure, repet, dați-le un follow celor de la Stop Fast. Hai, go cu follow. Nu, băi, știi ce m-am mai gândit eu? Eu o să fac chestia asta. Când o să mai iau, o să mai întâlnesc persoane care îmi mai arunc așa cu dezinformări, mai arunc știri de astea proaste, o să le iau telefonul și pur și simplu o să intru la ei pe Telegram, o să-l rog, dă-mi te rog frumos telefonul un pic. Și o să intru pe Telegram și dau follow la Stop Fals. Mie îmi pare că e o metodă bună pentru a propaga idei și cum, știri reale. Știri, la urma urmei, asta înseamnă știri. Știri înseamnă știri, pur și simplu. Și 02 pe Twitch. Foarte bine spus. Stop Fals, îți mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Gata. Bun, ce așteptați, măi, șacalilor? 327 de șacali. Ce așteptați? Ce vreți? Ce vreți voi? Marș la muncă putoare, să fim sinceri, Lenuța. Hai mai repijor, dă-i cu bârfă. Cătălin puturos, ce ești? Fii bine, ce așteptăm? Să răspunzi Lenuței. Hai că văd că așteptați ca șacalii Lenuța Gheorghiț. Că așteptați ca Cacamaca Cacalin. Deci, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Ce, care e faza? Apropo, Căcălin, uitați-vă ce mi-am luat. Și am văzut domnița Ana, mi-a zis că băi să-mi pun așa, că am văzut la Românaș. Deci hai să începem. Două zile, nu, hai bun, începem de ieri. Ieri pe dimineață, cred. Da, hai să mă uc, de-am știut de rost numărul. Vă-l pot spune, nu glumesc, nu pot să vă spun. Ieri, când m-a sunat prima dată, des, mă uit dacă nu m-a sunat, nu. Ieri la anul, ieri pe la prânz. Deci ieri, chiar la prânz, la 12, la ora 12, ieri, mă sună un număr necunoscut. Nici nu știu dacă l-am văzut prima dată când m-a sunat. Nu știu prima dată dacă l-am văzut. Dar a doua, a treia l-am văzut deja. Doar că eu vă spun din start, oameni buni, care mai aveți intenția să mă sunați, să mă contactați, să mă nu știu ce, eu nu răspund la numere străine. Nu răspund, pur și simplu, nu răspund. Nu mă sunați. Tocmai pentru ca să mă protejez de... Noroc, Cătălin, dar și mai faci, dar glumii de astea de clasa nouă. Sau să mă protejez de... Să mă suni pe mine Lenuța Gheorghiță. Tocmai ca să nu răspund la telefon așa random, nu răspund. Dacă e vreo dorință de colaborare, avem Instagram unde ne puteți contacta și tot pe Instagram nu-i cel mai bine, ne contactați pe mail-ul atașat în descrierea Instagramului, radu.sharbei@zeromedia.md, acolo ne contactați, sau dacă tot vreți să discutăm chestii de colaborare, tot așa, îl telefonați pe domnul Radu Șarbei, producătorul proiectului 02. Eu la telefon nu vorbesc. Nu vorbesc, sunt și o fire antisocială, v-am mai spus. Bun. Un apel, al doilea, trei, 8, 19, 24. Nu exagerez. 5-6 apeluri, cred că. După care abia seara m-am întâlnit cu domnița Ana și domnița Ana îmi spune că mămic mi-a vorbit cu domnița Ana și pe mămic mi-a sunat-o Lenuța Gheorghiță. O sunat-o Lenuța Gheorghiță să întrebe cum să dea de mine. Para, para, pa! Păi și eu aud, da, asta e zic lui domnița Ana. Zic, e super, bine, am înțeles. Am înțeles atunci că e numărul dumnea ei. Că dumnea ea suna atât de insistent. Zic, super, Lenuța Gheorghiț. Asta, atâta pot. Să mă sune Lenuța Gheorghiță. Acum la mine, maică-mea știe că nu poate să-mi spună mie, Cătălin, dar ia, ascultă-mă, te-o sunat, sun-o înapoi sau auzi, hai, cere-ți scuze sau auzi, nu știu ce. Nu-i discuții de asta cu mine. Nu există discuții, pentru că suntem oameni maturi. Maică-mea are viața ei, eu am viața mea. Acum, blestemul lui maică-mea e că și ea e persoană publică și cine știe, poate și blestemul domniței Ana, că și ea e persoană publică și poate cumva lumea mă ia și cu ele, mă asociază cumva cu ele, când ele n-au nici o vină, eu îmi spun părerea mea absolut cum vreau eu și eu mi-am ales drumul în viață. Așa că, băi, de femeile din viața mea sunt numele...
Bun. Acum eu am mai avut istoria asta cu tot pe mămic meu a sunat-o cineva, n-o spun cine, din persoanele publice mai de mult, să ne roage să ștergem un video de parodie. Repet, maica mea știe, când vine la mine cu discuții de genul ăsta, vine așa și ia un pic rușinată. Adică, măi, Linu, uite, mi-a spus asta, dacă... Și-o spun, mă, bun, maică, am auzit informația, bine, gata. Încheiem discuția. Așa și aici. Eu vreau să repet și să reiterez, nouă, sau mie cel puțin, sincer îmi pare rău când cineva suferă din cauza comentariilor noastre sau, sau din cauza parodiilor noastre. Sincer. Și cu Violeta am vorbit chestia asta și Violeta ne-a spus că pe dânsa s-a afectat oarecum și am spus că îmi pare rău. Nu că îmi cer neapărat scuze pentru că n-am pentru ce. Fac un lucru legal, absolut moral din punctul meu de vedere, amuzant și așa mai departe. Doar îmi pare rău dacă te simți jignit sau jignită sau te doare într-un fel. Eu n-am spus niciodată despre nimic că-i prost, imbecil, etc., etc., etc. Pentru că nu îmi stă în caracter. Bine, și s-au mai întâmplat cazuri în trecut. Și acum am înțeles, Lenuța Gheorghiț. Mai mult, ce să vezi? Bineînțeles, nu i-am răspuns lui Lenuța Gheorghiț, nu sun înapoi pe Lenuța Gheorghiț. Azi dimineață mă trezesc eu pe la un 9:30. Văd, bine, eu noaptea îmi pun și telefonul pe silențios. De mine nici nu prea dai. Telefonul pe silențios, dimineața mă trezesc deja cu... 3 apeluri pierdute de la Lenuța Gheorghiță. Zic, hai, lasă-mă suni. Lasă, de-aia mă facem glume cu Radu, mai cu prietenii, cu așa. Zic, am ajuns nivelul. Aici stai nivelul meu. Atât am putut în viața asta. Să mă suni Lenuța Gheorghiță. Și da, evident n-am răspuns, pentru că n-am ce răspunde. Dar mi-a scris un mesaj la un moment dat. Cam pe bully, doamna Lenuța Gheorghiță. Un pic bully. Mi-a scris așa, pe la 11:20. Bully, dar și amuzantă. A fost așa. Căcălin, răspunde! Zic, băi, am ajuns... am ajuns și eu bullied de Lenuța Gheorghiță. Dar nu, nici nu Căcălin, dar Căcălin. Deci m-au făcut din nică. Căcălin, 3 puncte. 4, că doamna Lenuța Gheorghiță nu știe 3 puncte. Căcălin, răspunde. Zic, bine, am înțeles. Am trimis iară prietenilor, am râs, am făcut de cap. După care am venit acasă și mi-a spus cineva că ia vezi că vorbești despre tine pe stories. Zic, cine, Lenuța Gheorghiță? Nivelul meu. Zic, am înțeles, hai că mă uit, m-am uitat. Dar după ce m-am uitat la stories, și o să mutăm alea cu locul, după ce m-am uitat la stories, m-am uitat pe Instagram. Am intrat pe Instagram, băi, jur, nu ne-a venit în cereri. N-am văzut mesaj de la Lenuța Gheorghiță. Dar zic, băi, chiar Lenuța Gheorghiță nu ne-a scris pe Instagram? Nu mi-a scris ceva pe Instagram, dacă tot e acolo activ și faci stories? Zic, băi, eu cred că ar trebui să și. Și am intrat eu un mesaj și am scris Lenuța Gheorghiț. Și am vorbit cu juristul să întreb dacă am voie să arăt mesajul. Dar na, din moment ce mi l-a trimis mie și mi-a adresat mie și eu decid să postez pentru că mi se pare și amuzant și un pic răutăcios, dar na. Lenuța Gheorghiț îmi scrie. Deci fiți atenți. Îmi scrie așa. Bună! Un număr de telefon îmi puteți da la care răspunde maestrul Narte? Maestrul Narta de... Doamne, dar nu, ce-i drept, băi, ce-i drept, chiar am râs, deci foarte, chiar am râs, chiar e o glumă bună. Chiar dacă s-o mai făcut, faptul că vine din partea Lenuței Gheorghiță, când spune nii maestru în arta de capul, Lenuța Gheorghiță, da, și mai departe puteți vedea, răspunde că te sun de 2 zile la... Mă, tă disperare în mesajul ăsta. Aici e mesajul de la Lenuța Gheorghiță. Asta azi am văzut. Dar puteți vedea, uite, că și asta e o chestie amuzantă. Mi-a scris la 00:50, la ora 1, la ora 1, femeia scrie. Bună, un număr de telefon îmi puteți da la care răspunde maestrul în arte? N-ai putea spune că e ceva ironic sau așa. Și la ora 8:19... scrie, maestru în arta de capul. Lenuța Gheorghiță îmi scrie mie așa ceva. Răspunde că te sun de 2 zile la rând. Doamna Lenuța Gheorghiță, hai să începem cu niște lecții de bune maniere. Da, sunt mai mic decât dumneavoastră, dar fiți atentă la mine. Ce vă spun eu? Un maestru în artă. În primul rând, nu înțeleg cum să mă sunați de atâtea ori. Ce vi se pare, dumneavoastră? Băi, mamea să mă sun de atâtea ori.
când nu-i răspund, dacă știu că nu-i răspund. Cum să mă suni un număr străin de atâtea ori și eu să-i răspund? Bun. Ah, bun, nu, continuăm, o să continuăm pe parcursul la cine uităm la stories, că a făcut stories. Dar în orice caz, doamna Gheorghiță, eu mă consider un băiat educat, care nu jignește, nu înjură, nu... Acum că discut acțiunile dumneavoastră sau că discut nu știu ce, na, dacă dumneavoastră consider că asta, considerați că e lipsă de educație, doamna Gheorghiță, sunteți femeie în toată firea. Ați cântat la viața asta, aveți emisiunile așa cu haizi de căsătorie, ați... Cum adică... Deci încă o dată, doamna Lenuța Gheorghiță, cu tot... dragul, ați scris niște mesaje urâte, adică nu că m-ar deranja, doamna Gheorghiță, nu mă deranjează deloc mesajele dumneavoastră, nu mă deranjează absolut nimic. Mi-e rușine mie pentru rușinea dumneavoastră, mi-e rușine. Măi, dacă îmi scrie Tani Vander asta, spuneam că da, băi, Tani Vander, încă tineric, încă e, mai are cu prafuri magice, hai că o înțeleg, are nervi de ăștia de tânără. Dar dumneavoastră îmi scris nimic maestru în arta de capul? Măi, doamna Gheorghiță, și încă o chestie, doamna Gheorghiță, sfat de la mine, pentru că mai sunt persoane publice, vorbesc în cunoștință de cauză, care se simt uneori, nu le place, îi supăr eu cumva, ca și dumneavoastră, dar ai căror copii ne urmăresc și rezonează cu ideile noastre, pentru că ce să zic, ideile noastre sunt bazate pe niște argumente, pe niște haz, pe niște umor, pe un pic de inteligență, un pic, scuze, nu mi-asum mult, dar așa, și copiii voștri de foarte multe ori ne urmăresc, nu știu dacă ai dumneavoastră, doamna Gheorghiță, dar dacă se întâmplă, nu vă faceți de râs, măi, oameni buni, nu vă faceți de râs, sunteți oameni maturi, eu ca copil care n-am pe cine să fac de râs, că nu mă interesează nimic, că-s rebel, am brasleticuri și inele, că și cum-s rebel, eu care nu mă interesează și tot parcă mi-e rușine pur și simplu ca să fac eu, să scriu lui doamna Gheorghiță, auziți doamna artistă de să zic prostii de nu mi-e rușine că e penibil, nu de altceva, e penibil, că aș putea, repet, aș putea, doamna Lenuța Gheorghiță, să vă înjur, aș putea, adică cum, aș putea în sensul în care nu m-ar interesa foarte mult, dar mă interesează pentru că așa am fost, nu știu, educat sau pentru că parcă ne-ar și penibil eu să o înjur pe doamna Lenuța Gheorghiță, înțelegi că sunteți mai mare, sunteți, nu, nici n-am, nu știu, nici nu cu dumneavoastră, că dacă poate... Mai în scurt. Dar sper că ați înțeles. Nu vă faceți de râs. Și nu numai la doamna Gheorghiță mă refer. Oameni buni, dragi persoane publice, măi, nu vă faceți de râs. Mai ales aveți copii, aveți oameni care ne urmăresc, care rezonează cu ideile noastre, pe care încercăm, sincer, să-i educăm într-un spirit critic, de gândire critică, de autoironie uneori. Nu vă faceți de râs în fața copiilor voștri. Încercați să înțelegeți și gata. Bun. Hai, eu am înregistrat, că nu știam ce să fac, că expirau story-urile și am zis că băi, le înregistrez. Au fost publice, nu-i nimic ilegal, așa că hai să vedem. Bine v-am găsit, domnule Semne, dragi și mii, nu ne-a zisat, am avut 3 evenimente, respectiv normal. Măi, nu credeam să ajung zile să comentez ce zice Lenuța Gheorghe. Logic, dacă am fost oameni nordul țării, am ajuns acasă la 4 dimineața. Ei, dar asta este, nu? Mie îmi place extrem de mult ceea ce fac, îmi place extrem de mult faptul că lumea se regăsește în cântecele mele și îmi place de altfel și invitați. Lumea ce, doamna Gheorghiță, doamna Gheorghiță? Lumea ce? Ce fac? Îmi place extrem de mult faptul că lumea se regăsește în cântecele mele. Lumea se regăsește în cântecele mele, cred. Deci îmi face de altfel și invitația. După cum vedeți, deja m-am și pregătit pentru că și în această zi am de cântat. Mai înăț că am de filmat. Dar chiar și cu desincronizarea asta. Asta a tot întrămât foarte mulți urmăritori de-a mei. Niște frânturi dintr-o emisiune care gestionează un băiat. Zice el... Frânturi dintr-o emisiune care gestionează un băiat. Ok. El este actor, eu nu știu, n-am văzut niciun spectacol să fie el actorul principal, nu știu, cap de afișă. Doamna Lenuța Gheorghiță, iar de asta spun, vă faceți de râs. Păi e rușinea dumneavoastră că nu m-ați văzut. Nu pe mine, nu pe mine, nu spun că e rușinea dumneavoastră că nu mă știți, că nu m-ați văzut pe mine cap de afișă. Dar da, nu prea umblați la teatru sau na, adică... Plus la film, chiar, eu nu m-am filmat în foarte multe filme, dar în orice caz chiar am jucat într-un film de lung metraj și chiar am fost rolul principal. Și filmul a luat și premiul cu publicului european, la festivalul european de film sau nu știu ce. Deci, doamna Lenuța Gheorghiță, rușinea dumneavoastră, nu a mea. Și acum, dacă vreți să vorbesc despre spectacole în care am jucat rolul principal, fost
destul de multe. Adică da, am avut spectacole multișoare în care am jucat. Bun, nu sute, nici măcar nu zeci, dar până în zeci de jucat rol principal am avut. Am luat și premiul Unitem. Am fost spectacolul pe care l-am regizat, a fost nominalizat și la premiul Unitem la cel mai bun spectacol. Asta eu când eram în facultate. Deci când eram eu în facultate, făceam spectacole care concurau cu regizorii din țară. Deci spectacolul pe care l-am regizat eu... Nu, amuzant la chestia asta e că eu tot timpul spuneam că, băi, spectacolul a fost regizat de noi, studenții, deci un grup, sugestionarea mea, dar de noi. Și acum vreau să mă dau mare cu asta. Deci, doamna Anuța Gheorghiță, eu în facultate am regizat un spectacol care cu ani mai târziu concura cu regizori pe care îi știți dumneavoastră din Moldova. Pe cine știți dumneavoastră? Pe concura cu, inclusiv cu Slava Sambriș, cu Daniela Burlaca, cu domnul Sandu Grecu, cu Petru Hadârcă. Ce mai place? Deci, doamna Gheorghiță, rușinea dumneavoastră. Așa, ce ziceam mai departe? Dar, mă rog, oamenii vor să câștige un bănuț și al mai ușor ca trântori, știi, pe munca altuia, să-ți faci publicitate și să-i defamezi în spațiul public. Cum crezi, despre cine vorbesc? Măi, asta cu pe munca altuia, n-o să comentez asta cu mine că fac pe munca, sau poate să o comentez de mai încolo, nu știu că... Asta e, eu înțeleg că doamna Lenuța Gheorghiță nu e în tema internet. Ea nu înțelege internetul, nu prea cu internetul. Și atunci ea înțelege, ea nu înțelege ce fel de content fac eu. Ei, uite, ăsta nu faci nic. Ăsta pe munca mea. Nu, doamna Gheorghiță, pe cringe dumneavoastră poate uneori, ea ca în cazul de față. Pe cringe, nu pe munca dumneavoastră. Că nu vin să vă fur cântecile. V-ați făcut cântecile, vă cântați cântecile. Nici nu știu dacă doamna Gheorghiță, dumneavoastră cântați doar cântecile dumneavoastră la petreceri când vă duceți. Nu zic că nu. Sincer, e o întrebare, bun, mai mult retoric, că n-aveți cum să ne răspundeți. Dar în orice caz, eu nu-i pe munca altuia, că nu vă iau munca dumneavoastră și o fac. Nu. Bun, Trintoru, așa. Și dacă mie îmi place să port dialog cu oameni care mă înconjoară, am încercat pe acest, hai să spunem, trântor, că acum așa am să zic, pentru că... Mă numește trântor pe mine. Măi, e Lenuța Gheorghiță. De-ai lucrat tu cât lucrezi? Îmi cer scuze, doamna Gheorghiță. Mai râd, da, bineînțeles că mai râd. Adică dați-mi voi, dumneavoastră mă faceți strântor, mă faceți și mai rău mai târziu și eu n-am voie să râd de penibilul dumneavoastră. Adică, hai, să fim sinceri. Bun. Cum credeți cine e? Cine e? De momentul când eu produc și tu doar îți faci vizualizări și capăți bănuți de... Doamna Lenuța Gheorghiță produce. De pe YouTube, că bagi reclamă la fiecare două minute, că de-aia nici n-am înțeles unde mai defamați și deși lumea tot îmi scrie că încă nu ți-am urmărit activitatea să văd despre ce mergi vorba. Păi... Măi, tante Lenuța, cum să vorbesc cu dumneavoastră ca să... Măi, doamnă Lenuța Gheorghiță. Păi dacă... Măi, doamnă Lenuța, nu v-am defăimat nicăieri, că nu mă interesează Lenuța Gheorghiță. Doamna Lenuța, nu mă interesează Lenuța Gheorghiță. Deci evident că nu ați găsit unde vă defăimez. Că nu mă interesează... Nu o să găsiți un om pe care l-am defăimat. Că nu sunteți importantă pentru mine, în niciun fel. Deci nu o să găsiți în discursurile mele defăimare sau atac la persoană sau jigniri, doamna Lenuța Gheorghiță. Pentru că sunt și un băiat educat. Acum, cum o mai spun eu uneori? Dacă aș jigni, dacă eu, de exemplu, aș spune cuiva maestru în arta de cap, dacă eu aș spune asta, eu m-aș simți needucat. Eu. Acum nu zic că dumneavoastră ați fi, Doamne ferește, că sunteți și mai mare și aveți viața dumneavoastră și treaba dumneavoastră. Dar eu spun că dacă aș vorbi așa, m-aș simți un needucat. Atâta zic. Deci nu o să găsiți defăimare. Azi am încercat să-l sun pe acest renumit vlogger. Șmogher, cum acolo? Domnule Gheorghiță, vă dau o lecție simplă de evitare a cringe-ului. Deci dacă spui întâi, asta cum l-am învățat data trecută și pe Andrei Ioniț, dacă spui mai întâi corect și după asta spui greșit, nu mai are sens ce ai spus, că tu ai știut varianta corectă. Deci dacă spui vlogger și pe mâine îți dai seama că puteți și mereu și spui vlogger și pe mâine îți dai seama că pahodul nu trebuie să spun asta, spui șmogher. Și dacă pe urmă la sfârșit spui, sau cum acolo, cum acolo, femeie, vlogger? Ai spus la început
corect. Vlogger. Așa e corect. Puteai să rămâi la vlogger. Deci dacă tu faci mai departe, te duci în penibil. Înțelegeți, doamna Gheorghiță? Vă ajut eu. Vă ajut eu. Sau, repet, poate copiii dumneavoastră vă ajută ei cu siguranță. Deci nu poți să spui vlogger, vlogger, șmogger sau cum acolo. Pentru că știi cum acolo. Pentru că prima variantă pe care ai spus-o a fost corectă. Cum a spus Andrei Ioniță, aia este de la 02 sau 2 de 0. Nu, e 02, l-ai spus, deamă. L-ai spus drept. Deci de asta, doamna Gheorghiță. Lecții de... vedeți, eu sunt bun, încerc să vă... Din tânăra generație. Și nici măcar eu de-am nu-s tânăr. Eu ne închipui că... Plus că vlogger, vlogger, e o glumă bună, doamna Gheorghiță. E o glumă... Când? Doamna Gheorghiță, o sunat anii 2000. Își vor glumele înapoi. Șmogher, cum acolo, corect, că nu știu. Da, el nu știe. Doamna Gheorghiță nu știe cum e vlogger, vlogger sau șmogher, cum acolo, că eu nu știu. Eu știu cântăreț, e eveniment. Eu asta știu, eu nu știu cum asta... Bun. Și nu mi-a răspuns. Cum credeți că aș avea eu o discuție, o conversație cu dumneavoastră? Cum credeți? Eu nu vreau să o fac pe arogantul. Dar repet, stați să găsesc. Deci fiți atent, doamna Gheorghiță, doamna, nu vreau să o fac pe arogantul. Dar e foarte caracteristic chestia asta și o să vă explic acum de ce. Dar uitați-vă asta. Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine. Păi eu sunt Giovanni Becali, milionarul, șmecherul, mafiotul. Cum să bag în seamă pe oricine? Cum să n-am prestanța mea? Când cobor dintr-un Rolls Royce sau dintr-un... sau dintr-o Dacia când mai... Da. Cum trebuie să spune? Rover? Da. De acolo. Cum? Să glumesc cu voi, ha, Caterin, pe cine mai sunt eu dacă stau la dispoziția voastră? Da, nu, și asta vreau să spun, doamnă Lenuța Gheorghiță, nu în sensul că mă văd arogant, dar ce aș putea să discut cu dumneavoastră când gluma dumneavoastră e maestru în arta de capul și probabil am intuit eu dacă nu v-am răspuns, probabil am intuit eu pe parcurs, sau dacă dumneavoastră faci asta cu vlogger, vlogger, șmogger sau cum acolo, că eu nu știu, cum adică să mai răspund eu, cum adică să vorbesc cu dumneavoastră, păi ce să vorbim noi? Păi nu băgăm seama pe oricine, păi nu mă gândeam, pe cine aș fi eu dacă aș vorbi cu oricine? Da, asta am vrut. Dar fără aroganță, nu înțelegeți asta ca aroganță, doamna Gheorghiță, nu ca aroganță. Doar că nu pot, într-adevăr, nu, n-am avea o compatibilitate la discuții. Asta zic. Aștept. Chiar aștept și vreau să văd. Aștept să-i răspund, doamna Gheorghiță. Așteptați. Doamna Gheorghiță chiar credea că eu o să mă... Când, băi, m-a sunat la un moment dat, au fost vreo 5-6 apeluri de-astea, una după alta, știi? Și eram, vă spun și sincer, eram pe WC-ul. Stăteam și în telefon, adică chiar putem să-i răspund. Bine, nu era un discurs, un dialog din suflet, dar mă suna și nu știu dacă știi, adică dă-i în sus și îl dispare apelul și stăteam mai departe pe telefon. Eram la WC. Ce am vrut să spun cu asta? A, că dumneavoastră ei așteaptă. Nu să, a, și mă gândeam asta, mă gândeam să-i, poate băi, să-i răspund. Băi, și eram și un pic iritat. Că zic, băi, dacă îi răspund acum, chiar mă aprind și îi spun niște lucruri, că dumneavoastră ei crede că eu să mă sune și ea stă, ei crede că eu stau și să o ascult. Deci Lenuța Gheorghiță crede că eu să mă sune. Adică, dar tu tipul care pe mine mai luat, dacă nu mă lași să spun salut și să spun doamna Gheorghiță, hai că n-avem ce vorbi, dacă nu mă lași, tu ții 3 secunde discuția și o fac așa, că telefonul are... Și eu închid și pun telefonul într-o parte și gata. Atât a fost discuția cu Lenuța Gheorghiță. Dumnezeu credea că eu, că Lenuța Gheorghiță, că mă sună Mai ales că eu nu știu dacă voi înțelegeți, voi cred că înțelegeți, că sunteți mulți dintre aici, cam de vârsta mea. Eu nu știu dacă oamenii ăștia, ei nu înțeleg că ei nu mai reprezintă niște autorități pentru noi. Ei poate în lumea lor să mai întâlnești doamna Gheorghiță cu domnul Gheorghe Țopa și i-am dus eu și nu neg, ei au carieră, au văzut evenimente, au văzut tot felul de oameni. Dar pentru noi nu mai există că mă sună Lenuța Gheorghiță, că nu, doamna Lenuța Gheorghiță, nu mă interesați. Trebuie să încercați și dumneavoastră și alți artiști din perioada dumneavoastră sau din breasla asta să înțelegeți că nu sunteți atât de important pe cât credeți. Fără nicio jignire, nu că în sens că, nu știu cum să vă explic. Pur și simplu, nu se învârtește nimic în jurul vostru. Deci nu vă răspunde Cătălin Lungu. Nu pentru că Cătălin Lungu se crede nu știu cine. Pentru că Cătălin Lungu nici nu vă știe foarte bine, nici nu are ce discuta cu Lenuța Gheorghiță, nici nu are ce discuta cu Gheorghe Țopa, cu care ne-am mai văzut la Vreau la Țară. Eu nu fac prietenii. Eu nu mă, cu o fost Andrei Spânu la Vreau la Țară, eu nu-l sun pe Andrei Spânu să mai vorbesc. Aș putea, că ne-am cunoscut acolo. Nu, eu nu fac de astea. Eu nu sunt genul ăsta. Cu mine nu ai ce discuta. Eu am un cerc al meu de prieteni. Dacă mai fac prieteni, noi durează o perioadă până încep să interacționez cu ei. Deci nu puteți să aveți pretenția că eu vă stau la dispoziție, că nu mă interesați. Bun. Doamna Lenuța, sper că n-a fost răutăcios. Cum?
cum ai să mă lămurești la acest capitol? Eu să o lămuresc pe Lenuța Gheorghiț. Eu înțeleg că cuptorul de pe divanul cel mai ușor. Să stai și să pui microfonul în față și să faci emisiuni. O jignire serioasă. Încerc să muncești, încerc să-ți faci, să-ți obții locul tău sub soare. Și când citesc eu ceva și zic că poate un cuvânt e incorrect, poate din simplu mă pentru că eu am o agendă foarte încărcat. Eu, apropo, eu și chestia asta, eu n-am înțeles la ce s-o aprins doamna Lenuța Gheorghiț. Băi, că încercam să ne aduc aminte, ce am vorbit noi despre, am vorbit despre hai să ne căsătorim? Am vorbit, dar n-am nimic, neavând nimic cu Lenuța Gheorghiț, nu țin minte ce am vorbit eu despre Lenuța Gheorghiț. Am vorbit ceva eu de, la alcool, am văzut, am ușa, da, spune. Dar n-am vorbit nimic despre Lenuța Gheorghiț, adică n-am avut nimic despre dicția ei. Mare lucru, dar păi și dicția mea e tot. Asta nu e dicție bună. Dar ce, asta te-a aprins atât de tare la corazon? Ne. Bun. O să mai vorbesc așa, și alcoolic, să zic, și comentator s-a scris. Da, doamna Lenuța Gheorghiț, Doamne ferește, cine a zis că e o greșeală, o mare greșeală fatală, că ați pus alcoolic în loc de alcoolic? Dar nu puteți să fiți de acord că e amuzant cumva, alcoolic, alcool. Eu n-am auzit pur și simplu niciodată alcool, alcoolic am mai auzit, dar alcool n-am auzit. Și nu ați spus alcool acolo și pur amuzant, am râs un pic și s-a dus mai departe. Ce v-a deranjat atât de mult? Ce am spus? Am spus că sunteți o analfabetă? Am spus că nu știți să citiți? Ce am spus? Că n-am spus nimic. Am râs doar de alcool. Acolo foarte bine că și comentariile ce am găsit timp pentru tine. Păi da, ați spus că n-a... Bun. Specie umană. Am găsit timp pentru tine. Specie umană. Dar da, într-adevăr, sunt specie umană. Adică, bun, sunt un specimen uman, nu? Un specimen uman. Doamna Gheorghiț, nu mă leg de dumneavoastră acum, spun că stați greșit. Doar că zic, cred că e specimen. Sau un reprezentant al speciei umane. Sunt foarte clar că îți facem dușmani. Stai că aici e partea cu dușmanii. Cu dușmanile! Așa. S-a scris acolo foarte bine că și comentariile ce am găsit timp pentru tine. Specie umană. S-a spus foarte clar că îți facem dușmani. Aiure să-l faci. Păi doamna Lenuța, uite, da, asta chiar. Nu, să știți că nu mă intimidați niciun pic. Nu mă mișcați cu... Ba, mi se par penibile. Să-mi spui că îți faci un dușman. Doamna Lenuța Gheorghiță, dacă nu eram atât de educat, în momentul ăsta... Vezi cum un pic m-am îmbujurat. Când momentul ăsta... Când am privit, chiar m-am enervat pe penibilul pe care îl puteți spune. Dumneavoastră și credeți că eu mă tem de dușmănia dumneavoastră. Dumneavoastră și, doamna Lenuța, și vă închipuiți. Deci fiți atentă, nu mi-e frică nici în materie de spațiu public că ați putea să-mi faceți ceva. Nu mă interesează că nu am nimic de ascuns. Sunt eu doar așa cum sunt, nu am nimic. Nu mă cânt pe la nunți ca dumneavoastră îmi furați clientela. Mai mult de atât, dacă dumneavoastră îmi faceți intimidări de genul interlope, că dumneavoastră îți trimiteți pățănași după mine, eu nu știu ce vreți să spuneți dumneavoastră. Nu mă tem nici de asta. N-am fost niciodată un fricos din punctul ăsta de vedere. Dacă e să mă prindă cineva la colțul casă și să-mi dea două peste bot, se întâmplă. Dar nu mă tem o secundă de chestia asta. Nu mă tem. Și tot în direcția asta, știu și eu, pățănar, știu, dar... Că nu înțeleg cum vreți să discutăm. Îmi arunci nic, ți-ai făcut un dușman. Doamna Gheorghiț, nu vă faceți de râs, doamna Gheorghiț. Sunteți o femeie în toată firea. Doamna Gheorghiț, vă faceți de râs. Neascult, băgați spaima în mine sau și crezi dumneavoastră. Adică eu nu știu, dacă era poate un băiat la început de drum în muzică, sau dacă eram nu la început de drum, dar dacă eram eu care vrea să se lanseze muzică și vrea să-și facă loc cu coatele, da, înțelegem. Ce vorbiți cu mine? Un dușman. Și de ce? Asta e că da, asta spun. De ce eu îmi fac dușman? Dumneavoastră aparent când spuneți vlogger, hugger, șmogger sau cum acolo, că nu știu. Dumneavoastră vă faceți un dușman în mine și nu vreți să aveți. Sau poate vreți. Nu știu. Dar cum adică să... Ce dușmanul? Ce v-am făcut, doamna Gheorghiț? Că am spus alcool și am râs, că dumneavoastră ați spus alcool și v-am luat și apărare? Doamna Gheorghiț, nu vă faceți, măi, doamnă, de râs. Că e de râsul găinilor. Da, la asta cu amenințarea chiar m-am enervat. Și iarăși mă gândeam atunci, dacă să-i răspund la telefon... Și bine că nu răspund. Eu pentru locul meu în societate am muncit foarte strâng. Nu datorez la nimic. Și dacă tu ți-ai permis să scrii că eu lucrez la Șor, păi și acolo m-am angajat în cadrul unei emisiuni. Măi, mi-am permis, uite, cred că o să mă uit, mi-am permis să spun că s-o angajat la Șor. Dar da, din moment ce tu prestezi la televiziunea lui Șor, da, poate m-am exprimat eu cumva greșit, am zis că s-o angajat, dar da, cumva da, a lucrat pentru Șor, adică da, e televiziune, dar bun, hai mai departe. Bun, că nu dormeam cu dânsul, dar am făcut o emisiune, din simplu motiv că era pandemie și artiști. Bun, dar ce am spus eu că ați dormit cu Șor, doamna Gheorghiț? Am spus eu undeva că ați dormit cu Șor? Am spus că ați lucrat la Șor, probabil nici nu știu ce am spus, sincer. Dar sigur n-am spus că ați
ați dormit cu șor sau că sunteți frați de cruși cu șor, n-am spus nicio secundă chestia asta. Ați lucrat la televiziunea lui șor cu o emisiune pe care o prezentați. Ați luat bani de la televiziunea lui șor. Nu cred că nu-i nimic. Că e pandemie, că nu-i pandemie. Și eu am avut pandemie. Doamna Gheorghiț, ia fiți atentă. Ne căsătorim pentru asta, dă-te rog frumos, am o dicție de Lenuță Gheorghiță pentru că le... Eu am început, măi, cu asta, măi, dar cum să nu-i super, dacă... da. Astăzi vrem să ne uităm la Hai să ne căsătorim pentru asta, dă-te rog frumos, am o dicție de Lenuță Gheorghiță pentru că Lenuță Gheorghiță vorbește așa și haideți să vedem, dați voi un subscribe aici pe YouTube și pe... Măi, dar cât e de greu să mai și glumești pe seama ta, de ce să ți se pară asta un atac? Măi, cât e de greu să... Dar doamna Gheorghiță, dumneavoastră, vreau să vă întreb, iarăși, retoric, dar cine știe? Mai faceți stories. Dumneavoastră, conștientizați că uneori vorbiți mai repede și uneori literele se pierd. Nu înseamnă că sunteți, repet, n-am spus o secundă că sunteți analfabetă sau că nu știți să vorbiți. Pa din contra, de multe ori am spus că vă ajută, șarm ăsta. Deci cum aveți tupeu să vă supărați sau nu știu ce, sau să-mi spuneți nici că eu vă jignesc cu ceva. Hai să vedem la 10:20. Alcool. Este un bărbat care este infidel. A, probabil acolo scrie în rusă, de fapt. Probabil acolo scrie în rusă și alcool și zice alcool. Încerc și eu să o găsesc niște scuze. Consumă de alcool. Măi, Cătălin, atâta bun simț ai, măi, Cătălin. Măi, Cătălin, chiar atâta bun simț ai? De unde, măi, Cătălin? Nu poți tu să fii răutăcioș ca toți restul? Da, încă și... Bun, hai mai departe. Trebuie ceva să muncească. Datorită acestei emisiuni, uite că am izbutit să trec și peste o perioadă destul de complicată pentru artiști. Da, nu, doamna Gheorghiță, doamna Gheorghiță, acum eu nu pot să zic dacă eu apreciez sau nu. Adică nu, clar că nu apreciez. Eu nu apreciez să lucrez pentru șor. Nu, acum puteți să-mi spuneți orice. Dar nu v-am atacat cu chestia asta în niciun fel. Nu, n-am dezvoltat subiectul. Aș putea să-l dezvolt. Când pandemie, că artiștii n-au bani, înțeleg. Mi-e foarte de înțeles. Dar nu apreciez ei bani de la șor oricum. Nu, scuze, nu apreciez eu. Acum, cât pe dumneavoastră vă interesează sau nu, acuș continuă. Că tu am înțeles că stai pe capul lui mamta până nu de mult. Uh-huh. Da, adevărat. Dar ați înțeles, doamna Gheorghiță, ați înțeles din ce am spus eu, că eu, eu am spus asta, că nimeni altcineva, deci eu am spus în spațiu public. Asta înseamnă să afli informația despre mine de la mine. Deci da, evident, am zis-o eu, de asta știți. Dar acum, bun, hai, despre mine nu mai iau apărarea despre mine, dar am avut colegi de facultate care, sărmani băieți, veniți de la țară și care prinși aici, în Chișinău, și care tot au reușit să supraviețuiască, să facă față pandemiei fără să lucreze la șor. Acum nu zic, da, e greu, nu zic că nu-i greu, dar nu-i dați ca și cum și trebuie să plângă mucul dumneavoastră, ah, Lenuța Gheorghiță în pandemie. Vă înțeleg, adică înțeleg poziția, dar nici, repet, nici măcar nu v-am atacat cu asta. Spun că Lenuța Gheorghiță e mâna lui șor, n-am spus în viața mea, n-am... Dar eu nu am așteptări. Deci eu special vă rog din suflet. Întâi hai să vedem dacă vă dați seama cu cine vorbesc. Eu cu siguranță cei care îl urmăriți. Dar cel mai important, dacă găsesc cumva vreo frântură din videouri în care el pe mine mai defamează și mă ponegrește, anunțați-mă, vă rog. Știu că doar vă dau așa un indiciu. Știu că a avut o problemuță pe care nu știu dacă a rezolvat-o cu Svetlana Sensus. Măi, eu sunt eu, măi, o rachetă și o să mă duc pe altă planetă. Oh, doamne, e caută, deci Lenuța Gheorghiță caută, face apel la comunitatea ei să găsească frânturi de video unde o defăimez. Că a avut probleme, nu știu dacă le-a rezolvat, cu Svetlana Sainsus. Eu am avut probleme cu Svetlana Sainsus pe care... Nu știi dacă le-am rezolvat. Măi, am ajuns, măi, închipuiți-vă în capul meu, absurdul din capul meu. Lenuța Gheorghiță vorbește despre mine cum că eu aș fi avut niște probleme cu Svetlana sa în sus pe care nu știe Lenuța Gheorghiță dacă eu le-am rezolvat. Să nu-ți iei catrafusele și să te duci în lume. Doamne, iartă-mă și zile am ajuns. Dar na, mi-o fac cu mâna mea acum, da, într-adevăr. Doamna Gheorghiță, aveți dreptate dumneavoastră, mă ocup cu ce mă ocup. Deci eu știu că a avut o problemuță pe care nu știu dacă a rezolvat. Problemuță? Nu era o problemă serioasă. Tot cu Svetlana Sensus. Mai știți că mai bine lumea să te povestească că ești ră decât proastă.
Înțelegeți? Eu nu o să permit la nimeni să mă defameze. Eu la nimeni nu o să permit să-și facă emisiuni de... Bravo, doamna Gheorghiță, nu permiteți nimănui să vă defăimezi. Bravo, da, de acord. Nici eu nu știu dacă aș... Noi, de fapt, eu cam permit. Eu cam vă permit, nu să mă defăimați, sincer. Sau poate nu vă permit. Cine știe ce urmează? Că acum vă spun. Tâmpienie, că altul poți să zic. Că dacă ai făcut măcar o emisiune prin munca ta, dar nu prin munca altuia, stai și navighezi pe internet, cine știe o zi și tu să-ți faci bănuți de rușine să... Repet, e greu să dai, numai că eu credeam că doamna Gheorghiță are o vârstă mai înaintată. E greu să dai explicații de genul ăsta. Măi, doamna Gheorghiță, dar ce se întâmplă în talk show-uri? Știți ce se întâmplă în talk show, doamna Gheorghiță? Vă dau doar exemplu ăsta simplu. Oamenii comentează acțiuni ale altor oameni. Asta se întâmplă în talk show-uri. Un pic. Deci, da, oamenii comentează, practic oriunde, oricând, în orice situație, oamenii comentează viața care îi înconjoară. Comentează situații, comentează alți oameni. Da, da, asta fac și eu aici pe Twitch. Dar acum să-mi spuneți că am avut toate emisiunile, că am făcut, doamna Gheorghe, spate, nu știți, am avut o emisiune de parodie, o prostie de emisiune, dar care avea foarte, o audiență foarte, foarte bună, am fost tot timpul în topuri. Am avut o emisiune, Vreau la Țară se numea, o prostie de emisiune. Cred că ați fost invitată, nu știu. Și acum cu acest stream pe care îl dăm și la TV și aparent și la TV audiențele sunt foarte bune, doamna Gheorghiță. Deci cumva prostălanul ăsta reușește să discute cu oameni. Reușește cumva. Prin așa, prin microfonul ăsta, prin comentarii la ce se întâmplă în spațiu public, nu pe dumneavoastră vă comentez. Comentez ce se întâmplă în spațiu public, nu pe dumneavoastră. Bun. Mai departe. Rușine, marș la lucru. Îmi spune. Măi, ce paradox trăiesc. Măi, oameni buni, nu spun nimic. Nu, adică, deci doamna asta, deci fiți atenți. Deci doamna asta, care a prezentat o emisiune, că na, că a fost o problemă cu nu știu ce, că pandemie și nu știu ce, doamna aceasta e prezentatoare la o televiziune, din punctul meu, o prostie de televiziune, punctul meu de vedere. Nu spun că dumneavoastră, doamna Renunță. Deci doamna prezentatoare spune despre mine marș la... Deci dumneavoastră care... Nu s-a Gheorghiță, dăm start acestei minunat... Doamna Gheorghiță, asta fac și eu, doar că la o televiziune mult mai de calitate, o fac mult mai bine. Dați-mi voie, cu audiență înzecită sau poate chiar, da, poate chiar însutită decât dumneavoastră, doamna Gheorghiță. Deci, unde eu sunt prezentator ca dumneavoastră la 02 pe TV, poate fac audiența însutită decât dumneavoastră. Nu o să spuneți nimic marș la muncă? Nu mai zic cum vreau la țară, unde fac, doamna Gheorghiță, eu nu pot să intru să văd audiențele de la dumneavoastră, de la... Dar și pe TV vă bat la orice, și pe online vă bat la orice. Cum îmi spuneți nie? Du-te la lucru. Lenuța Gheorghiță, care pur și simplu a luat bani de la șor că trebuie să trăiască pandemia. Da, eu n-am făcut, am stat la c***ul mamea, da. Acum nu mai stau. Din fericire am făcut banii ca să pot să nu mai stau. Prin emisiuni care au avut audiență mult mai mari. Și acum, doamna Lenuța, dacă eu refuz, că eu nu mă duc la evenimente să prezint, să cânt, să prestez, nu mă duc. Mă duc doar în calitate de mim. Că îmi place să mă duc, să nu vorbesc, că lumea mă cunoaște, nu vreau să intru în discuții, că nici nu-mi place să discut cu oamenii, v-am mai spus. De asta nu vă răspund la telefon. Dar asta fac. Doar mim mă mai duc și mă mai duc sincer. Sincer, nu pentru bani, că banii nu sunt mulți. În comparație cu cât fac pe online, pe TV și așa. Nu mai sunt atât de mulți. Dar mă duc din plăcerea mea. Acum că nu fac ce faceți dumneavoastră, mă duc în Iedineț, în Bălți, în Soroca, în Cahul, în nu știu ce, nu fac, într-adevăr, nu lucrez așa, dar nici nu vreau să lucrez așa și nici nu o să fac chestia asta, sau cine știe. Bun. Înțelegi? Da. Dobândește bani, dobândește loc în societate prin munca ta, nu prin munca altă. Doamna Gheorghiță, dacă vă spun câți bani fac eu, vă ia mintea razna. Doamna Gheorghiță, lăsați asta cu banii. Hai că vorbesc mai bine cu Vadim Cușmir, nu cu dumneavoastră. O fac cu Alexandru Bordea. Lăsați, da, nu se Emilian Crețu. Da, într-adevăr, da, lăsați-o pe asta cu banii. Lăsați. Tu om. Și nu defai mai lumea. Că dita mai tu ești cel mai deștept și cel mai bravo. Restul tot este râsuri, dar tu ești cel mai bravo. Doamne ferește, în viața mea n-am spus despre cineva că e râs. Și nici nu cred asta. Ba mai mult, am avut o discuție zilele astea despre faptul că eu, într-adevăr, da, recunosc, mă cred mai deștept decât mulți oameni. Dar încerc și mi se pare că mi se potrivește, pentru că doamna Gheorghiță mă trimite în c***
și îmi spune că sunt maestru în arta de cap. Dar eu despre doamna Gheorghiță n-am zis nimic, că am râs la bâlbâiala, alcool. Eu oare asta o superioritate din partea mea? V-am făcut? Ce v-am făcut, doamna Gheorghiță? Deci dumneavoastră cum vorbiți cu vlogger, eu n-am spus cântăreață, eu n-am spus, nu-mi permit să spun așa ceva în adresa dumneavoastră, pentru că sunt educat, cred. Să nu știu, mă duce capul suficient de mult încât eu să nu o fac. Nu pot să fac asta. Cum iese din asta că tot eu vă fac restul srahați? Cum iese asta? Nu pot să înțeleg. Cum rezultă asta? Când tot eu nu-i fac nișcum și tot eu ies că-i fac rahați. Și eu mă cred deștept. Da, mă cred deștept, într-adevăr, mă cred deștept. Am spus că înainte mă credeam prost, pe urmă am făcut stories despre asta, vreo 3 ani în urmă. Și am zis că, băi, deja mă cred un pic mai deștept decât eram. Da, asta e. Maestru în arte marțiale. Dar asta trebuie să poți. Deci, asta trebuie să poți. Deci unicul lucru care i-a venit doamnei Gheorghiță a fost maestru în arte marțiale. Eu cred că doamna Gheorghiță nu știe ce înseamnă arte marțiale. Arte marțiale nu ține de marțieni, nu-i de inoplaneteni, nu asta înseamnă arte marțiale. Arte marțiale e o formă de sport. Lupte, arte marțiale, karate, astea. Astea sunt artele marțiale, nu și credeți dumneavoastră că sunt inoplaneteni. Arte marțiale nu-i cu inoplaneteni. Da, asta e, doamna Gheorghiță. Arte marțiale, chiar există o asemenea combinație de lexeme. Chiar există. Deci nu doar ca să știți ce fel de cristale la brățară. Cristale, astea e de la Cartier. Această brățară e de la Cartier. Că atunci când nu mai spun Lenuța Gheorghiță, ieși și fă bani, doamna Gheorghiță, Cartier. Lăsați-o să creadă doar. Ne facem căi. Câți chetri, vă dați seama, e o rădzâncă cu niște chetri, nu știu. Da. Bun, hai să vedem. Eu ți-am spus, acum chiar îți faci un dușman înrăit, dar să știi că eu pentru tot am muncit în viața asta și eu merg... Dar și-am zis că n-ați muncit. Că pe an, pe zile albe, te-am prevenit? E, da, e o amenințare, deci eu să mă simt, măi, eu la momentul ăsta m-am enervat, măi, cred că dacă vorbeam cu, sau dacă eram în fața mea în momentul, cred că o înjuram, că da, eu sunt educat, dar cred că s-a auzit asta, cred, dar nu-s convins, dar e posibil să fi spus... Adică eu la facultate, când eram la facultate, să mai spun despre stilul meu rebel. La facultate, când mai interacționam cu, cred că v-am mai spus, cu oameni mai importanți din facultate, cum ar fi decani, rectori sau nu știu ce, și dacă încercau să mă intimideze sau să-mi spună că așa pentru că fără niciun argument, nu eram cel mai cu minte. Bineînțeles, nu înjuram, nu așa, dar am mers cu prorectorul facultății, academiei, prorectorul academiei, probabil, l-am dat pe mâna poliției și a luat dosar de huliganism. L-am dat doar ca să am eu satisfacția că am avut dreptate cu prorectorul unei facultăți care încerca să-și impună autoritatea în fața mea. Și am scris plângere și am luat-o ca pe o... de asta, de... cum spun? Ca pe un trofeu. Am luat acea diplomă și am pus-o la noi în cabinet. Cum se numește? Mi-a venit confirmarea că eu pus amendă și că l-o tras la răspundere poliția. Și eu pus amendă de vreo 200 de lei, dar pentru noi era important că, uite, ne-am luptat pentru drepturile noastre și această amendă o să stea acum la noi ca o diplomă. Că iată, l-am tras la răspundere pe domnul prorector care și-a făcut el. Deci, doamna Gheorghiță, eu nu tac și nu vorbesc, asta zic. Nu, vă înjur, nu sar eu la bătaie. Dacă sare cineva, probabil mai dau și eu din bam, bam, bam. Dar nu fac. Dar nici să vorbești cu, să mă ameninți pe mine? Dați-mi și mie, și modul e asta să ieși, demoralizezi un alt om, să-l arăți, că el a fost la emisiune cu o cântată iurea, cu s-o cântă. Băi, tu și treaba ai, băi, fă, băi, tu, băi, ceva în viața asta. Aici s-a nervat. Să-l demoralizezi pe un om, de ce a fost, de ce a cântat. Probabil se referă, mă gândeam, că se referă la doamna Aura, că a fost la emisiune. De ce a fost doamna Aura, că eu acolo spuneam de ce a fost, de ce, care a fost legătura cu doamna Aura. Dar asta cu, există o tipologie aparte de oameni care spun văi tu văi. Știți? Există way care e rapidă, există way care așa e mai accentuat, way, există ei, există băi, există măi și există o categorie separată care spun văi. Eu țin minte că aveam o prietenă în Mahala când eram la țară, la bunic mea, când copilăream acolo, care avea văi. Eu n-am mai auzit văi de ani de zile, sincer. Eu n-am mai auzit văi. Doamne, văi tu, văi, ce faci, văi?
Eu niciodată n-am putut să-l rostesc firesc, văiu. Că sunt niște oameni care pot să-l rostească. Eu ți-am spus, acum chiar îți faci un dușman înrăit. Dar să știi că eu pentru tot am muncit în viața asta. Și eu merg până în penzile albe. Te-am prevenit? Vreți-mi și mie și mod. Și încă acest râs meschin, știi? Păi, vezi, mă calci cu mașina și vrei să fac doamna Elenuța Gheorghiță? Ce face Elenuța Gheorghiță? Cum? Măi, femeie, tu îți dai seama că asta nu e legal să mă ameninți în felul ăsta? Dar continuăm și că vorbim acum despre... Nu. E asta, să iei, să demoralizezi un alt om, să-l arăți, că el a fost la emisiune cu o cântată iurea, cu s-o cântată... Băi, tu și treaba ai, băi, fă, băi, tu, băi, ceva în viața asta. Lasă loc în societate și ai făcut tu mai demn decât alții. Referitor la faptul că eu am lucrat la șor, să știi că eu personal nu-l cunosc, nu am avut această posibilitate. Doamnă, dar cine a zis că-l cunoști pe șor, că ai dornic? Măi, doamnă, cu cine vorbești? Dar nici mare trebuință n-am avut. Eu nici pe Maia Sandu nu o cunosc personal, să știi. Eu ca tine nu... Știți că nici eu, doamna Gheorghiță, că înțeleg că e un atac la mine, nici eu. Ba din contră, vezi, când au fost invitați influenceri, eu am spus că vă mulțumesc pentru invitație, dar n-o să vin. Da, doamna Gheorghiță, nu, ce care-s laud? Deci, și vă lăudați, doamna Gheorghiță? Doamna Gheorghiță, aveți 46 de ani, doamna Gheorghiță? Doamna Gheorghiță, de ce vorbiți, doamna Gheorghiță, ca o fetiță? Ce argumente mi-a dus? Că eu nu mă știu cu șor, dar nici cu Maia nu mă știu. Și ce vreți de la mine? Eu cu șinți de jină. Așa. Dar bun, e un atac la mine ca și cum că eu cu pe Maia Sandu o știu. Eu ca tine nu pot fi, înțelegi? Eu am muncit în societate, n-am avut așteptări. Eu n-am putut face, cum a zis ministrul, care și acum este actual, că artiștii trebuie să reprofileze. Eu am știut... Nu știu, a zis domnul Prodan, a zis asta. Nu era el ministru, nu? Sau era? Nu știu, înțeleg. Maribel, mă pot reprofila între ministru. Eu am 5 ani de facultate de juridică, da? Sunt licențiat în dreptul penal, îmi pot permite. Aici... O vrut și să-mi spună că eu dacă ceva eu știu cu dreptul. O vrut și să... că eu sunt artistă, dar eu măcar pot și altceva. Deci eu văd pe toate flancurile. Bravo, doamna Gheorghiță, chiar bravo. Doamna Gheorghiță, chiar bravo. Bravo, bravo. Dar tu? Dar nu că aș fi vrut să te pun negrez, doamne ferește. Doamne ferește. S-o trebuie să dăm doamna Gheorghiță că... Pone... Nu, dacă ce-am vorbit până acum s-o simțit că-i ponegrire. Nu, 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 fiede, nu. Poate s-o simțit așa, dar nu era nici, în niciun caz cazul. Doamne ferește, n-aș vrea în viața mea așa ceva. Eu, femeie la 46 de ani, să te ponegrez, Cătăline. Fie mă știu cum mama ta și-ar fi urât din partea mea să te ponegrez, dar îți mai dau... Chiar urât, doamna Gheorghiță. Măcar pentru relația cu mama mea. Chiar urât. Am cu șansă, răspunde la telefon că te-am sunat... Măi, eu vă spun. Deci au fost câteva momente când m-am uitat la aceste stories. Câteva momente care m-au enervat, doar că na. Cătălin Lungu e un băiat. De treabă. Îmi mai dă Lenuța Gheorghiță. Măi, îmi dă Lenuța Gheorghiță șansă, măi. Răspunde, răspunde. Pentru fapte răspunde. Pentru fapte răspunde. Măi, eu vă spun că e paneati de anul. Cred că e vorbești cu mine așa. Așa. E cred așa că vorbești cu mine. Deci da, asta cu mai dă eu o șansă, răspunde pentru faptele tale. Ce fapte, măi, femeie? Ce fapte, măi? Dar apropo, ați observat și nouă ne place noi, ca popor nouă ne place, spus. Dacă vrei, te pot angaja, o scris Lenuța Gheorghiță. Lenuța Gheorghiță care îmi spune că în timp pandemiei sărmana s-a dus la șor să lucreze, să lucreze la Hai să ne căsătorim. Acum are cu banii. Cătălin, o fost... Au fost și timpuri grele, dar acum gata, acum mă angajează doamna Gheorghiță. Doamna Gheorghiță mă angajează. S-o trezi banii, de undeva au venit banii. Se înscrutați, învățăm cum trebuie să trăiască, cum trebuie să machiezi, cum trebuie să fii gras, slab, prost, debil. Da, o prostie, eu nu cred că trebuie să învățăm pe oameni. Eu cred că putem să aruncăm cu păreri care nu jignesc, repet, care nu jignesc, nu înjură, nu insultă, să aruncăm cu păreri în spațiu public și abia când aduci păreri argumentate și eu e ca când explic că dumneavoastră sunteți cringe și spun de ce e cringe acela cu vlogger, hoger, șmoger, ori cum îi spuneți că eu nu știu. Și eu, doamna Gheorghiță, mi-am luat timp din viața mea. Bineînțeles, da, asta se monetizează, nu fac doar pentru că asta, doar asta e plăcerea mea extraordinară. Nu, e o muncă pe care o fac. O fac că mă simt eu interesant cu oamenii din chat, o fac pentru bani, dar nu spun să vă învăț.
am spus ideea, am adus argumentele și abia cum spune acum, abia cum spune Dorin Galben, lasă asta în spațiu public ca oamenii să-și facă o părere din argumente reale de cele mai multe ori. Când n-am venit, adică poate să mai întâmplă să mai aduc vreodată vreun fake pe care să mi-l dezmintă cineva din chat, de exemplu, și să-l combatem aici. Dar da, e important să aduc informație reală, veridică și argumentat. Și să nu, bineînțeles, să nu instig la ură ceea ce n-am făcut niciodată, să nu insult ceea ce n-am făcut niciodată, chiar dacă uneori îmi doresc, nu sunteți dumneavoastră cazul, nu v-aș insulta în viața mea, că nu... Sunt oameni și aș putea spune numele lor pe care aș vrea să-i insult. Chiar mă rupi să-i insult uneori. Dar nu dumneavoastră, doamna Gheorghiță, că nu, pentru mine cel puțin nu sunteți relevantă. Și asta nu e o jignire. Pentru mine sunteți irelevantă. Adică sunteți relevantă atâta timp cât ea. Vorbiți despre mine. Da. Și gras, slab, prost, debil. Noi tot timpul suntem corecți. Noi, comentatorii de pe bani, ne știm cum să-l învățăm pe celălalt. Când o zis așa, când nu a pronunțat cuvântul celălalt așa. Ce ai făcut tu? Ce lași tu după tine? Dacă vedeți, doamna Gheorghiță, nu a spus pe mine de a face același lucru. De foarte multe ori oamenii mă acuză pe mine de ceva făcând de fapt acel lucru. Pentru că eu n-am spus niciodată să nu... Am mai spus. Nu. Vezi? Și mănânc rahat. În timpul ăsta îmi dau seama că mănânc rahat, că da, i-am mai spus lui domnul Bolea. Domnul Bolea. Sau lui Alexei Lungu. Alexei Lungu, să-ți fie rușine, Alexei Lungu. Sau lui Gheorghe Gonța. Domnul Gonța. Nu mai spuneți rahaturile astea, că știți că-s rahaturi. Sau nu mai invitați pe Grigore Manole. Da, mai spun câteodată. Da, mai dau și eu sfaturi de astea, da. N-am zis că sunteți, doamna Gheorghiță, uitați, de exemplu, dacă de exemplu mie nu mi-ar plăcea machiajul dumneavoastră, eu oricum nu v-aș spune chestia asta, că nu mă interesează să vă spun despre machiajul dumneavoastră, pentru că nici nu mă pșep, nici nu mi-e important, nu m-aș da cu părere, pentru că nu mă interesează. E ca tu. Când lași comentarii, că eu am ieșit de comentarii, emisiunea nu mi-a părțit, per general eu nu reușesc să fac, eu am atâtea lucruri de făcut, că eu nu reușesc ca acest dita mai e... Măi, doamnă, sunteți la un eveniment și aveți 5 minute de stories. Măi, eu în viață n-am făcut legat 5 minute de stories pe niciun subiect. Legat n-am făcut niciodată. Doamna Gheorghiță, iarăși vă spun despre cringe. E foarte cringe să spuneți că nu aveți timp când stați 5 minute să faceți al șaselea story și să spuneți că nu aveți timp. E cringe, arată cringe. Nu spun că e o prostie, nu spun că dumneavoastră sunteți într-un fel sau altul. Doar arată cringe să spui asta în timp ce ai făcut 5 stories de un minut. Actor să-mi permit să defamez pe cineva, să detronez de altfel, pentru ce? Să detronez dumneavoastră, doamna Gheorghiță, vă simțiți pe un tron și eu v-am detronat, doamna Gheorghiță. Doamna Gheorghiță, tocmai aici ajungem la... Păi haideți să nu sunteți pe tron. Doamna Gheorghiță, nu există tronuri. Nu există, există scaunel, eu stau pe scaunel. La dumneavoastră în spate, ce este acolo? Nu-i nimeni pe tron, liniștiți-vă. Fă-ți emisiunea ta despre tine, despre viața ta privată și vezi dacă oamenilor le place și ei și faci tu. Argumente de o persoană care nu înțelege limitele internetului. Fă-ți o emisiune despre tine. O emisiune despre tine. În ce sens? Kardashian tipuista sau care, cum adică să fac, ce înseamnă să fac, să fac vlog, nu vreau să fac vlog, ce înseamnă, dar există, doamna Gheorghiță, poate vi se pare uimitor, dar Ilies Vlogs, pe care nu știu dacă ați auzit, că nu vă uitați la prostii, eu eram fan Ilies Vlogs făcea emisiune despre el, deci și aici îmi spuneți dumneavoastră ca și cum, auzi, ia fă emisiune despre tine, chiar există și chiar au făcut oameni și fac în continuare, doar că noi tipul meu de content. Că dumneavoastră așa l-ați spune că e prostesc, ați spune că e o prostie. Când mă trezesc dimineața, hei, salut, sunt Ilie și astăzi bem un ceai și o cafea, nu știu, ați spuneți că e o prostie. Dar nu, chiar s-a făcut. Că din actorie am înțeles că nu câștigi, nu știu ce faci tot. Doamna Gheorghiță, dumneavoastră câștigați din muzică? Dumneavoastră câștigați atât de bine doar așa din muzică? Păi de ce ați mai fost la show să lucrați la televiziune? Da, bineînțeles, din actorie nu am un salariu care trăiesc foarte bine. La mine, dacă vrei, te angajez. Purtător de cuvânt, că am înțeles că Dita mai te dai cel mai bun la dicții și la cuvintele sinonime și antonime, da? Că așa ai zis acolo, că eu nu cunosc, a verbalizat lucrurile. Măi, doamne Lenuța Gheorghiță. Măi, doamne Lenuța. Cum mă angajați, doamna Lenuța Gheorghiță? Aveți bani de purtători de cuvânt? Dar cine sunt, doamna Lenuța Gheorghiță? Cine sunteți dumneavoastră ca să aveți nevoie de purtători de cuvânt?
fără repete, că mă tem că dumneavoastră o să luați asta ca jignire. Dar nu, vă întreb real, dumneavoastră spuneți că să mă angajați pe mine purtător de cuvânt. Doamna Linuța Gheorghiță, cine sunteți dumneavoastră de aveți nevoie de purtător de cuvânt? De unde aveți bani să dați pentru un post care nu vă trebuie? De unde aveți așa ceva? Și apropo de încă o chestie, că m-a sunat și de pe alte numere, pentru că se vide că e foarte ciudat că suni de pe un număr, nu mai suni de pe numărul și ăla, la două minute suni de pe altul. Nu știu, că o fi soțul, că o fi de pe telefonul copiilor, n-am idee, dar în orice caz m-o sunat de pe alt număr. Într-un ceas bun să fii cu Doamne ajută. Într-adevăr, eu sunt un om foarte asumat și ceea ce verbalizez și dacă am zis, am zis. Deci nu că aș fi avut mari supărări cu acest băiat, bărbat, eu nu-l cunosc personal. Da. Băiat, bărbat, trebuie și aici să căutăm. Acest băiat, bărbat, e mai voia să mai arunci și acolo un... Dar bărbații nu procedează așa sau ceva? O vrut să mai bagi ceva, dar nu știu ce exact și nu mă cunoaști personal, așa? Dar, într-adevăr, 99 întreg și 9 din cei care ați lăsat coment. 99 întreg și 9! Tare și mi-ați scris și un privat. Într-adevăr, am vorbit despre Cătălin Lungu. Shout out! Eu aș spune multe lucruri, poate urâte, necenzurate, că știți că eu la acest capitol tot nu-s chiar dus la biserică. Chiar am văzut, doamna Gheorghiță, eu din acest capitol că am dus la biserică, cel puțin public. Doamna Gheorghiță, da, mai vorbesc și eu cu prietenii mei la o bere, la un pahar de vodcă, mai arunc și eu un, nu un, arunc multe. Dar sunt suficient de educat încât să nu fac asta în spațiu public, că mai văd poate și copiii dumneavoastră, mai văd și copiii altor oameni, mai văd și, dar nu neapărat copiii, mai văd și oameni în etate și să mai zic despre generația asta a mea, că păi, totuși sunt cu bun simț, au pozițiile lor, dar sunt cu bun simț, nu înjură pe Lenuța Gheorghiță. Așa cum poate un om din fața televizorului ar spune că ar merita Lenuța Gheorghiță să fie înjurată când mă înjură pe mine, așa. Dar nu o fac, doamna Gheorghiță, nu o să o fac niciodată și de asta nu o să găsiți în streamurile noastre defăimări, detronări, jigniri, nu o să întâmplă. Dar eu o cunosc pe mamica lui și are mamă fabuloasă și nu-mi permit. Cel mai important, și copiii mei având în vedere că și mamei mei cu de-asta, cu un suflet, cu nu știu ce, și tot e de-asta, Vișnicova, dar de aici și sentiment. Băi, tot, eu o văd pe mamea. Nu văd. Lenuța Gheorghiță totuși mai screde-o că mai blatnaia. Lenuța Gheorghiță screde mai blatnaia. Mamea tot are asta, dar simte, are uneori gustul penibilului. Îl are uneori, știi? Da, încerc acum să fac să fac o comparație, să văd dacă mama mea tot ar putea să facă așa ceva. Adică e aproape că are și asta, zvâcuista și această cum se numește, verbală, un debit verbal foarte rapid și nu știu ce, dar are simțul penibilului. Da, și nu, argumentul cu mama, are o mamă foarte, da, foarte, bine. Băi, ia că mă ajută, mă ajută faptul că o știi, mama mea, că nu mai spune vlogger hu**er. Dar lăsați că îmi spune mai târziu, stați un pic. Folosesc de această platformă și nu este ok să discriminezi, să defaimezi, să pune greșit ceea ce face el cu... True, nu e ok să defaimezi, să discriminezi, bravo. Aici, doamnă Lenuța Gheorghiță, chiar aveți dreptate. Cu asta suntem de acord cu toții. Cu artiștii, cu oamenii care îl înconjoară. Îmi pare foarte rău de tine, Cătălin, dar datorită ție îmi dau seama că eu sunt corect. E că asta uneori, știi că e că eu îmi tot bat gura aici pe stream-uri și încerc să... Bineînțeles, pe lângă faptul că încerc să-mi argumentez părerile, încerc mai mult această demontare din temelii a faptului că cu siguranță eu știu sau cu siguranță eu sunt corectă sau cu siguranță eu nu pot fi manipulat sau cu siguranță eu nu pot fi victima propagandei sau cu siguranță eu nu. Și nu-i chiar, nu mai fi atât de sigur pe tine, știi că asta e. Și asta datorită mie, eu fost clar că ea este corectă, că ce, dar măcar cum am
cum i-am clătinat zidul, ce i-am făcut, măi, că ea acum să înțeleagă că ei are drumul corect. Până acum era la îndoiel, la îndoiel. Datorită faptului că tu îți faci loc... Unde te prind, îți cânt. În societate și pare munca altui om, datorită faptului că discriminezi, pune greși, defaimezi, vorbești despre cine și cu cine doar. Ia că vedeți, doamna Gheorghiță, diferența între noi. Când spui defăimezi, denigrezi, detronezi, de s-asamblezi, de demontezi, de liberezi. Când spuneți lucrurile astea, e bine, eu așa fac cel puțin. Vin cu argument, cu exemple clare, cu argumentele. De asta ați spus că dați-mi, vă rog frumos, oameni buni, video unde el mă denigrează. Și am un... Nu știți, deci asta înțeleg. Dacă șeriți video, n-ați văzut unde vă denigrez, că nu vă denigrez. Dar îmi spuneți că fac asta în continuare. Asta e diferența. Și nu spuneți că sunteți corectă și e foarte ciudat. Că eu mă uit la asta, vă aduc argumentul și chiar dacă vă aduc argumentul, asta și tot acasă. Știți că... Da, și... Vărghești, c***i. Vărghești, du-te, băi, vlogger, c***i, șmogger sau cum mai zici, eu nu știu. Foarte ciudat, foarte ciudat că nu avem urechi pentru a asculta. Știi? Poate vă se pare ciudat că eu spun asta. Poate credeți că eu n-am urechi să ascult. Armia, asta nu-i problema ta. Ți-aș sugera ca idee să nu mai înveți lumea pe prânjurul tău cu ce ar trebui să ocupi sau vorba și ei, cum ai, de altfel tu ai verbalizat-o că mă bâlbâi, că nu știu ce acolo, că nu știu sinonimul și nu știu ce acolo. De. Doamna Gheorghiță, doamna, dar ce credeți, doamnă, că sunteți perfectă în exprimare, în dicție? Doamna Gheorghiță, e normal, e firesc, eu în acest stream, eu ăsta care mă dau foarte deștept, care eu mă cred, băi, de 100 de ori mai deștept decât tine, nu știu ce, eu mă bâlbâi și mi-asum, mă bâlbâi, nu găsesc cuvinte cât un ceas, ce apare că eu sunt deștept pe YouTube, e nică, veniți pe Twitch, deci eu nu sunt așa de deștept. Dar am și eu bâlbe, am pauză, am lapsusuri, am o sumie, nu știu sinonime, nu știu antonime, uneori nu știu definiția unui cuvânt, o căutăm împreună. Doamnă, asumați-vă pur și simplu că nu știți, e ok, nu v-am făcut proastă, n-am zis că ia uite, Leonuța Gheorghiță să bâlbe, înseamnă că e proastă, n-am zis așa ceva, doamnă Gheorghiță. Fă-ți-o emisiunea ta. Care să-ți aparțină ție, îți sugerez ca idee, parcă nu ești prostalan, știi, eu înțeleg dacă... Un pic. Doamna Gheorghiță, care a fost prezentatoare la Hai să ne căsătorim, deci iertați-mă acum, Hai să ne căsătorim, e o emisiune foarte bună de parodie, e o parodie de emisiune. Adică m-am uitat și eu la Davai Pajeni, o știu, s-a uitat bunic, o știu, dar e o parodie de emisiune. Doamna Gheorghiță, nu știu dacă vă asumați și asta, e o parodie de emisiune, foarte necalitativă, filmată, prost, e o parodie. Acum dacă vreți și pe chestii tehnice, putem și pe asta să discutăm și tot pe argumente, o să vă explic de ce e o parodie de emisiune. Dumneavoastră îmi spuneți, cum e că dumneavoastră spuneți că eu spun ce să facă alții? Cum îmi spuneți dumneavoastră, din ce postură? Din postura a ce îmi spuneți dumneavoastră? Să-mi fac eu emisiunea mea care repet, știu că sună arogant, dar îmi pare rău, care sunt prezentatorul a câtorva emisiuni care bate audiențele dumneavoastră din orice, din toate felurile, de peste cap și de sub mâini și stând în mâini și în cap și, deci oricum vă bat audiențele dumneavoastră. Unde și la dar tu parcă ai asta că mă laud aici un fel la, și acolo. Deci fă-ți o emisiunea ta care să-ți aparțină ție, îți sugerez ca idee, parcă nu ești tu. Îmi sugerez ca idee. Prostalan, știi? Eu înțeleg dacă ar fi un deșelat. Nu-s prastalan. Totuși, nu-s prastalan. Nici dumneavoastră, doamna Gheorghiță, nu sunteți prastalancă. Nu sunt nici eu prastalan, nici dumneavoastră prastalancă. Tu parcă ai, doar că ai luat-o pe un drum greșit, total. Ai ajuns în scandaluri și în bârfe și asta este rău. Nu ajungi la bine. Da, ce-i drept, da, am ajuns în scandaluri și bârfe pentru că iaca, eu spun despre Leonuța Gheorghiță într-o emisiune că s-o bâlbâit și în loc de alcool a spus alcool și Leonuța Gheorghiță mai nu e neamurile, scoate săghile și vine la atac. Da, am ajuns în scandal, dacă din asta te-a prins că ți-am făcut, nu știu, da, ajung în scandal. Acum, dacă oamenii ăștia... Ăsta e scandalul în care nu știu ce să zic. În vânt aduni furtuni.
Da. Mă gândeam că spune vânt adună ploaie, știe ce e? Știe ce e? Cu siguranță ți-ai făcut un gom în dușmani. Acolo am o bifă deja. A treia oară îmi spune că e dușmanul meu, că mi-am făcut eu un dușman. Măi, a treia oară îmi spune. E indicată pe tine. Succese mari. Mersi frumos. Unde prind, acolo îți cânt. Acest distins. Unde prind, acolo îți cânt. Bun, nu cred că, da, că nu au zis nimic altceva. Unde prind, acolo îți cânt. Așa, ci că maestru în arte are distinție din partea statului. O aflat de undeva, cred. Postscript, e un postscriptum cam, da. Intuiesc că asta îți rămâne să, asta îți permite să defăimezi. Vedeți, doamna Gheorghiț, aici a scris, dumneavoastră, permit, dar eu scriu, citesc rămâni. Și eu ceamu, în loc de că citesc, am scris, vedeți, și eu mă mai încurc, și eu să așa. Tot normal, tot de oameni. Bun, nu tolerați prostia. Ne îndeamnă Lenuța Gheorghiț. Om anunță clar că este maestru în arte. Acest om anunță clar că e... Măi... Ce artă, măi? Că nu te-am văzut niciodată. N-am văzut nici spectacol de tău, nici în chinou de tău. Nici n-am văzut. Eu nu știu ce ai făcut în viața asta. Păi doamna Gheorghiț, dumneavoastră sunteți... Cum? Sunteți o artă? E ca eu am auzit de dumneavoastră. V-am mai văzut pe la un unt-o cu mătrii? V-am mai văzut, v-am mai auzit. Dar păi rușinea dumneavoastră că nu știți despre noua generație de actori. Dar de exemplu, doamnă Lenuța Gheorghiță, despre băi pișine să aduc în discuție ca să, ca să nu-mi bag colegii în rahat. Despre ce actori tineri ați auzit și ați văzut așa și știți și... Ca asta înseamnă că asta trebuie și rușinea dumneavoastră. Lângă faptul că ai avut numai scandalul și a fost foarte boribil cu Svetlana, s-a însus scandal ai avut, că te bagai mai în chilos a fumei și aia. A doilea vă scandal, da, cu artistul emerit, cu Mihai Cioc. Eu m-am băgat în scandal, m-am băgat în chiloț Svetlana s-a însus. Eu am spus de 100 de ori că Doamne ajută, fiecare doarme cu cine vrea. Dar bun, înțeleg că nu s-a informat foarte mult, că e boribil să te informezi cu a spus dumneai ei. Așa, stai, ascult cu cine încă. Viața asta. Lângă faptul că ai avut numai scandalul și a fost foarte boribil cu Svetlana, s-a însus scandal ai avut, că te bagai mai în chilos la fumeie și aia. A doilea vă scandal. La fumeie și aia. Are și cuvintele. Dar cu artistul emerit, cu Mihai Ciobanu. Doamna Gheorghiță, cel mai probabil Mihai Ciobanu este artist al poporului. Știți așa ceva? Eu cred că l-ați jignit pe domnul Mihai Ciobanu, care l-ați jignit într-un fel, că... Este artist emerit, este maestrunar și este artist al poporului. Deci presupun, nu știu, da, nici nu știu, dar vezi că mănânc și eu la rahat. Dar măcar, doamna Gheorghiț, dacă mănânc la rahat, intru și caut acum, ca să mă uit să nu mănânc la rahat. Mihai Ciobanu, cântăreț de muzică populară în Republica Moldova, artist al poporului, cavaler al Ordinului Republicii, cavaler al Ordinului Gloria Muncii. Da? Doamna Gheorghiț. Da, adică... E artist al poporului, domnul Mihai Ciobanu. Și nu m-am băgat în niciun scandal. Adică, dar și, aveți ceva în comun. Și domnul Ciobanu și dumneavoastră m-ați sunat insistent. Nu răspund. Și cu domnul Ciobanu am vorbit foarte politicos în mesaje, pentru că dumnealui mi-a scris politicos. Sau nu știu dacă mi-a scris politicos. Dar eu i-am răspuns foarte politicos și când a început să grubească, nu i-am mai răspuns. Deci ca să ne înțelegem. Bine. Și acum totul merge în procedură legală, doamna Gheorghiț. Asta e faza, că eu nu fac nimic ilegal, nici măcar amoral nu fac nimic. Bun, moralitatea probabil e subiectivă, că în cazul dumneavoastră moralitatea înseamnă altceva. Ca eu să n-am voie să râd de faptul că dumneavoastră a spus alcool, nu alcool. Un lucru ușor la care, da, e prost să râzi de așa ceva, dar am râs, că sunt prostălan. Atât. Dumneavoastră ați scos săghile. Ai preluat piesa și ai făcut o caterincă de cap tău și înțelegi? Și amu, te-ai le... Măi, aici la fiecare secundă ai... Nu. Bun. Hai, că nu mai băgăm și asta cu Mihai Ciobanu. O să avem altă dată discuții despre asta. Legat de viața mea și de felul meu de a fi și deși eu lucrez la show. Dar tu deși lucrezi la frații ei care gestionează jurnalul TV. Frații Țopa știu că, virgulă, cândva gestionau jurnal TV... Din câte știu, nu mai gestionează Jurnal TV, dar na, ce să zic,
Acum eu cu locul unde lucrez, doamna Lenuța Gheorghiț, eu cu Jurnal TV, cu faptul că și nici măcar nu s-a angajat la Jurnal TV, dar colaborez cu Jurnal TV, eu mă mândresc cu televiziunea cu care colaborăm. Chiar mă mândresc. Dumneavoastră vă mândriți cu televiziunea cu care colaborați. Zic. Colo-i banii cuis? Banii lui Mămuca din Colțun? A cuis banii? Din Colțun? Este vreun artist care are vreun post de televiziune? În general, cine ești? Este vreun artist care are vreun post? În sens că dacă lucrăm la artiști, să nu... Da. Tu arată într-o activitate ta și eu pot să arăt CV-ul meu, să vezi ce am făcut, ce am realizat, până am ajuns pe cu cântecul meu. Eu mă folosesc din munca mea, dar tu-ți folosi din munca altor. Deci, reiesa... Total. Da, Ian, să vedem concluzia. Doamna Gheorghiță acum le însumează pe toate. Zarea că ești un trântor. A, înțeles. Putoare. Asta era, trântor putoare, am înțeles. Doamna Gheorghiță, am un CV, da, onorabil într-un fel. Doamna Gheorghiță, am un CV cu care mă mândresc. Am și eu premii pe la festivaluri internaționale. Am și eu premii aici, am nominalizări aici. Am refuzat o dată tot din rebeliunea mea, doamna Gheorghiță, am refuzat o dată premiul Unitem, pentru că nu eram de acord cu virgulă calitatea teatrului din Republica Moldova și pe scenă când mi se mâna premiul, am spus: "Băi, o să refuz acest premiu în semn de protest, ca hai împreună să facem there we go again." Asta e ca și cum eu tipa în sens mă laud. Dar în orice caz, le-am spus că hai împreună să facem un teatru mai de calitate. Ca șase eu, o fire mai rebelă. Șase eu. Dar da, am un CV foarte ok, foarte plin. Acest premiu pe care l-am refuzat nu-i pus în CV-ul meu. Dovadă că sunt cu bun simț, chiar și dacă dumneavoastră nu o să vedeți niciodată CV-ul și putem spune orice acolo. Dar n-am pus, că îmi asum și în fața mea și în fața altora și nu fac. Dacă am refuzat premiul, el poate undeva pe hârtie este pe undeva pe la ei. La mine nu se regăsește nicăieri acel premiu pe care l-am câștigat, dar nu mi l-am revendicat. Și acum cu referire, dar asta e o... Acum, ca să mă înțelegeți, de ce? Da? Că aici Căcălinul și și aici Căcălinul. O găsit momentul cu... O găsit asta din stream. S-o uită la stream. Și o găsit Căcălin. Bravo, doamna Gheorghiță. Bravo. Ce faci? Ce face o artistă la 46 de ani că găsește screenshot din streamul lui Căcălin și face un screenshot, pune Cătălin și c**t alături. Da. Ultima story, nu-i mei, dar nu vreau eu să vorbesc despre acest Căcălin. Măi, suntem cu toții, ne lipsește o chichiță la mușchiul din cap. Și acum cu referire, dar asta e, cred că, ultimul story, nu-i mei, dar nu vreau eu să vorbesc despre acest Căcălin. Doamna Gheorghiță, doamna, uite, iarăși, analiza cringe-ului. Doamna Gheorghiță, e foarte cringe. Deci nu știu, uite, de asta zic, gândiți-vă la copiii dumneavoastră, tineri care văd altceva decât dumneavoastră. E foarte cringe să faci 9 minute despre Căcălin și după 9 minute de discuții spui că dar nu vreau eu să vorbesc despre el. Doamna Gheorghiță, e cringe. Repet, asta nu e o jignire, nu e o înjurătură. Doamna Gheorghiță, să nu vă simțiți atacată. Zic, chestia asta, a face chestia asta, e cringe. E așa, e stânjenitor e cuvântul, stânjenitor, nu, penibil poate e un pic prea mult, dar e stânjenitor, sau poate chiar, nu știu, e așa, ispanski stât ca să, da? Și acum cu referire, dar asta e, cred că, ultimul story, nu e mai, dar nu vreau eu să vorbesc despre acest Căcălin în o putoare de om care vrea să-și obțină loc în societate și niște bănuți de alt. Eu să vorbesc despre acest Căcălin. Căcălin în o putoare de om care vrea să-și obțină. Și acum cu referire, dar asta e, cred că, ultimul story, nu-i mai. Dar nu vreau eu să vorbesc despre acest Căcălin. Căcălin în
o putoare de om care vrea să-și obțină loc în societate și niște bănuți de altfel, defaimân, pone grând, nu știu, tot ce vrei faci, numai nu știi ce trebuie. Din această concluzie, tot ce vrei faci, numai nu știi ce trebuie. După părerea Lenuței Gheorghiț. Lenuța Gheorghiț se uită la Căcălin, da. Se uită și uite, tot ce vrei faci. Numai nu știi ce trebuie, tu. Bun, hai mai departe. Actor nu mai este actor. Nu știu cine i-a dat pasul. De ce i-a dat unui putoar de 26 de ani, i-a dat maestru în arte? În arte de ce? Arte, arte. Băi, da, o săpată în în istoricul meu, știi exact la de la 20, la 26, la 26 de ani maestru în arte, da. Marțiali și i-a dat. Și a făcut Căcălinu, Istana, putoar de 26 de ani, i-a dat maestru în arte. În arte de ce? Arte, arte marțiali și i-a dat. Ce a făcut Căcălinu, Istana, făcutoare de 26 de ani, a dat maestru în arte? În da. Arte de ce? Arte, arte marțiale și i-a dat. Ce a făcut? Doamna Gheorghiță în continuare n-are habar că artele marțiale chiar există. Am înțeles. Go! Căcălinu, Istana, afară de a pupa... Și doamna Gheorghiță, vă temeți că ați vrut să spuneți că pupă în pasul? Dar vă temeți să nu cumva să aveți probleme? Da, da, vă temeți, doamna Gheorghiț. Vă temeți, da? Că eu am luat maestru în arte de la pas și vă temeți să nu... Bun. Că nu, m-am informat special, m-am informat și nu în zadar te... Tu și singur că ai te reprezentat, că așa te cheamă. Căcălin Putoare. Bra, nu, n-am spus Putoare, doamna Gheorghiță. Căcălin, într-adevăr, scrie pe balon acolo și da, și-am mai spus eu, Căcălin, n-am, doamne ferește, n-am probleme cu asta. Trântor împuțit, cam atâta este. Mm-hmm. Ai grijă? Ai grijă? Pentru că... Asta e, eu spun într-un spectacol, doamna Gheorghiță, la care dumneavoastră probabil că nu prea ați frecventat spectacolele cu mine, zic, doamne ferește, la altele probabil mergeți constant, dar la mine nu, dar... Ai grijă! Este eu, spunem într-un spectacol. Nu, no, cred că de mii de ori și n-ai mai răspuns, așa e? Da. Așa e, pentru că da. Ești un om neasumat. Ești un Căcălin. Asta este. Căcălin. De haine mi-i spalat. Acest... M-a făcut Lenuța Gheorghiță. Deci Lenuța Gheorghiță m-a făcut de haine mi-i spalat. Și drept azi v-am spus că... Am spus pe stories că tricoul meu... Era un pic, dar am venit repede de acasă și am făcut duș. Acum sunt curat, acum sunt tot de hanii spălat, credeți-mă. Chiar miros bine. Dar m-a făcut Lenuța, băi, asta e pentru mine paradox. Că băi, să mă facă, nu știu. La urma urmei, nu știu, Alexei Lungu. Să mă facă Alexei Lungu de hanii nespălată, accept. Să mă facă Zinaida Julia de hanii nespălat. Nu un nume, știi? Un nume mai mare în sens. Nu, doamna Gheorghiț, nu spun că dumneavoastră nu sunteți un nume, dar faptul că mă faceți dumneavoastră de hanii nespălat. Bun, hai să dăm finalul. Așa. Căcălin și-a primit distinția de a fi artist maestru în arte. Da. Pentru că documentele lui Căcălin, iată așa se împart titlurile. Ce a făcut și unde? Unde dumneavoastră probabil nu frecventați, doamna Gheorghiță, și se merită să frecventați teatru în general. E bine să mergeți la teatru în general, e bine. A fost la Ministerul Culturii, de cine credeți să puse? Ați fost dumneavoastră? Pentru că documentele lui au fost la Ministerul Culturii, de cine credeți să puse? Tot de Teatrul Guguță, dar de Teatrul Guguță mama lui este director. E ca așa, la 26 de ani, o putoare și un trântor și-a primit titlul de maestru în arte. Doamna Gheorghiță, știți asta? Pentru că eu am zis-o deja, doamna Gheorghiță. Da, exact asta am zis la tot interviurile unde am fost, asta am spus, măi, tanti Lenuța, asta am spus, că da, eu nu știu cum poate se face altfel, poate în mod normal ar trebui Maia Sandu de la sine să zic către, nu știu, eu nu știu cum se face în cazul altora, dar da, în cazul meu,
s-a înaintat din partea teatrului ca și cum, uitați, avem actorii ăștia care cred că merită să. Și pe urmă se duce la o comisie care nici acum nu știu exact ce comisie analizează CV-urile și în urma analizei CV-urilor se spune probabil că da, el merită, el încă nu merită, acesta încă nu, acesta încă da. Și da, doamna Gheorghiț, CV-ul meu arată bine, am vrut să vorbesc altceva, dar arată bine CV-ul meu. Și de asta, inclusiv în CV-ul meu, există inclusiv prezentator TV, audiențele pe care le-am făcut cu emisiunea noastră și așa mai departe. Deci probabil și asta aș spune cuvântul. Pe atunci era doar 02, era și Vreau la Țară? Nu era Vreau la Țară. Vreau la Țară, după asta au venit cu încă niște audienți foarte bune unde noi am promovat viața de sat, unde am arătat oamenilor turismul local. O chestie foarte bună de făcut pentru Moldova, doamna Gheorghiț, din care mâncat, dumneavoastră nu vă dați seama, dar din acțiunile mele mâncați și dumneavoastră o pâine, cum spuneți. Și eu chiar o chestie onorabilă. Emisiunea Vreau la Țară e o chestie onorabilă din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere. Nu-i cum domnul Gonța spune că el face interviu cu USAT, își plătește impozite la stat, deci trebuie să-i mulțumim. Nu, în cazul meu, munca pe care am făcut-o și cu scop. Băi, cunoașteți-vă țara, mergeți la pensiuni, susțineți nu doar produsele locale și autohtone, dar business-ul autohton. Bun, ce mă... Scuzați-mă că v-am plictisit, doamna Gheorghiță. Ei, guvernarea, doamna președintă, nu mai împărtiți distincțiile așa în stânga și în dreapta la toți putorii și toți influencerii care nu fac nimic. El nu este actor. Acest cric dușuiesc, să se numește. Doamna Maia, nu mai împărțiți! El nu face nimic! Parcă a venit, știi când vine fratele meu Mitel cu așa mai mare în casă? Și aici stă Mitel la mama! Dar el nu dă bicicleta! Dar spune-le să dă bicicleta, el nu dă bicicleta! Repet, femeie la 46 de ani. Nu mai împărtiți distincțiile așa în stânga și în dreapta la toți putorii și toți influencerii care nu fac că nimic. El nu este actor. Dar dacă este... El nu este actor. El nu este influencer. El e vlogger. Vlogger. Șmogger. Sau... Cum să zici că eu nu știu? Tratați-mi și mie, eu vă prezint CV-ul meu de muncă, toate câncile mele, ce am lăsat în patrimoniul național și putoarea asta nu face nimic, dar voi ieși la distinție. Cum? Lămuriți-mă, unde este cel care i-a dat? De ce doamna Gheorghiță, uitați, noi trebuie să vă credem pe cuvânt că CV-ul dumneavoastră e extraordinar. E unul extraordinar. Dar dumneavoastră de ce nu credeți, nu pe mine, dar oamenii care au analizat CV-ul meu, care na, eu vă spun că e unul complex, până la vârsta de 26 de ani, e unul complex și de asta au decis oameni. De ce dumneavoastră nu credeți? De ce noi trebuie să credem în CV-ul dumneavoastră că ați cântat și unde au ajuns cântecele dumneavoastră, dar ce trimiți aici? So pick me. Choose me. So pick me. Choose me. Love me. Oh, Doamne. Bună asta? Ону собі шоколадку купила, гадіна. З'їла сама шоколадку? А я що робить? А що, мені дивіться, як вона їсть шоколад, його теж може хоче шоколад. Задоволила мені, мені дуже шоколад. Ai, bună, stai. Pentru că documentele lui au fost la mine. Sunteți șacali totuși. Ministerul Culturii, de cine credeți să puse? Tot de Teatrul Guguță, dar în Teatrul Guguță mama lui este director. Măi, dar și cum, doamna Gheorghiț, numai ce ați spus că sunteți prieteni cu mama lui, că nu știu ce. Acum ca și cum o atacați, o podstavliți, ca și cum dumneavoastră credeți că spuneți un secret pe care eu evident l-am spus în toate interviurile. Dar dumneavoastră credeți că îmi faci să o mahinați? Dar cum o trădați pe mamea? Cum faceți asta? Rușine! Lovitură sub centură!
E ca așa, la 26 de ani, o putoare și un trântor și-o primit titlul de maestru în arte. Ei, guvernarea, doamna președintă, nu mai împărtiți distincțiile așa în stânga și în dreapta la toți putorii și toți influențerii care nu fac el nimic. Nu, el nu este actor. Dar dacă este, arătați-mi și mie. Eu vă prezint CV-ul meu de mult. Cine mai zvază? Nu e actor. Uite, când ai zis șocolată, eu cășu mă jocură șocolată. Zădă gură, mă! Nu e actor! Păi zi dos, nu! Păi zi dos! Doamne șacalelor! Dar n-aș, mine mă distrează, ce să zic. Ce? Și asta cu să-i arăte cineva lui Lenuța Gheorghiță. Doamnă Gheorghiță, eu de asta vă spun. E important în viața asta să nu ne credem, să nu ne credem zeități. Cine, cu ce ocazie să vi se arate dumneavoastră, puteți să mă rugați. Cătălin, salut! Nu maestru în arta de cap. Dar să-mi scrieți, Cătălin, salut! Poți să te rog frumos să-mi arăți CV-ul tău? Și eu pot să aleg să fiu băiat cu dumneavoastră și să spun, da, doamna Gheorghiță, vă trimit pe mail CV-ul meu. Sau pot să vă spun, doamna Gheorghiță, nu vă interesezi, nu vreau să vă trimit CV-ul meu. Eu cred că vi l-aș fi trimis. Sincer, că eu n-aș avea ce ascund, nici și public, cineva public să-mi spună că tu nu mereți, nu știu ce, dar nu de asta, adică nu știu. Să-mi spună domnul Prodan, Cătălin, tu nu mereți. Atunci aș ieși cu CV-ul meu și l-aș arăta și spune, băi, ia ca asta e. Nu știu, merit sau nu merit. Dar nu dumneavoastră, ci cum adică? Cum adică? Bun. Nu este actor, dar dacă este, arătați-mi și mie. Eu vă prezint CV-ul meu de muncă, toate câncele mele, ce am lăsat în patrimoniul național și putoarea asta nu face nimic. Dar voi ești la distinție. Gata, doamnă, gata. O să fii bine. O să fii bine. Cum? Lămuriți-mă, unde este cel care i-a dat? De ce i-a oferit această distinție? Prin prisma faptului cui? Prin prisma faptului cui? Asta e frază de depresie maximă. Prin prisma faptului cui? Nici o logică, dar spune tot. Prin prisma faptului cui? Data viitoare pe live analiza CV-ului. Băi, dar ar fi o idee de stream. Ar fi o idee de stream. Analiza CV-ului. Da. Chiar ar fi o idee de stream. Da. Așa? De ce? Lămuriți-mă și pe mine, că poate și bani nu înțeleg. Dar păi, dacă nu umblați la spectacol, doamna Gheorghiț, cred că asta ar fi. Ca dumneavoastră să înțelegeți, trebuie să veniți la un spectacol de-al meu. Și după asta spuneți, cum a jucat Cătălin? A jucat bine? V-a emoționat? V-a trezit vreun fel de sentiment? Nu v-a trezit? Trebuie să mergeți un pic la teatru, doamna Gheorghiț. Dar nu am mai postat nică? Nu am mai postat nică pe stories. Băi, am mai postat. Dar nu știu dacă despre mine. Pe care am scris în privat. Nu mi-ai scris despre acest... Că ăsta nici măcar nu e conflict. Este o bulă de săpun, un balon, hai să spunem, o problemă din nimic. Da. Doamna Gheorghiț, uite cum ne împăcăm acum pe final de seară. Poți să mă duc și o să mă culc azi liniștit, că n-am intrat într-un conflict cu un om. Bravo, doamna Gheorghiță. De acord, absolut de acord. Bravo. Ia că mi se pare că orice se discută, dar în cazul ăsta dată pentru mine este gata. Este un subiect închis. Bravo. Nu vreau să am nicio tangență, să nu-l aud, să nu-l văd o mie de ani. Bravo. De altfel ca și până acum, nu l-am urmărit și nu l-am cunoscut. Eu personal nu-l cunosc. Bine. Eu nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată. Bravo. Eu vă cunosc, doamna Gheorghiță. Din asta personal nu m-ați cunoscut. Da, într-adevăr, bravo. Și nici nu am nevoie, necesitate, așa că nu mi-ai scris niciun mesaj. Știi care e faza? Cu apelat la comunitatea dumneiei, trimiteți-mi la greu unde mă defăimează lumea. Nu i-o trimis unde defăimează, dar au zis că aia e Cătălin Lungu. Da, într-adevăr, aia e mănâncă rahat. Și acum auzi că nu mai scrieți. Oamenii care cu mesajul cu doamna Gheorghiță, voiam să vă trimit în video cu defăimare, nu mai trimiți-i. Doamna Gheorghiță, am montat video cu defăimare și am văzut ce fac. Nu mă interesează, eu nu vreau să știu de el. Ei, doamna Gheorghiță. Bun, gata, cred că da? Este ultimul fost, cred. La capitolul ăsta. Bun. O zi frumoasă.
pa, pa. Ah, da să închidem că sfârșește cafeaua. Da, băi, m-a umflat cheptul de râs. Ni s-a umflat cheptul de râs, ce-i drept. Cred că acum, în păcat că nu mai există niciun conflict, putem să ne ducem încetișor să vă duceți voi în primul rând la culcare. Gata, bun, noapte bună și ne vedem data viitoare.